evenimente majore, dezvăluiri cutremurătoare, subiecte incitante, dezbateri obiective, anchete explozive, cei mai importanți oameni ai momentului, imagini șocante, totul într-o singură emisiune. Luis Lazarus Live. Luis Lazarus Live. Doar la Zeus TV. Am revenit, dragi prieteni, suntem într-o formulă un pic lărgită. Lângă mine se află, desigur, domnul avocat Rapcea. Bine ați venit. Lângă domnul avocat Rapcea se află domnul Ene Viorel. Cred că nu e cazul să mai fac eu prezentările de rigoare sau să fac un istoric. Domnul Ene este un vașnic luptător încă din 90-91 încoace de la Mineriade. Și ce mai face asociația dumneavoastră, apropo? Supraviețuiește. Nu prea am mai auzit de ea în ultima perioadă. Aveți un embargo în presă sau... Sigur. Cred că despre asta e vorba, nu? Da. Așa, mai departe domnul Alexandru Năstase și, desigur, un domn pe care l-ați văzut la noi în emisiune și data trecută, domnul Danoiu Cătălin, care a fost prezent și la vizionarea filmului cu homosexualii. Din păcate, astăzi trebuie să vă spun că am văzut niște reacții pe posturile de televiziune. Au apărut cei de la Accept. În sfârșit, am văzut că domnul acela care era președinte pe vremuri sau... Domnul Buhuceanu. Așa, da. Da? A apărut. Nu s-a căsătorit. Și a apărut o doamnă care înțeleg că e director executiv acolo. Da, doamna Florentina. Da, deja am învățat pe din afară. Nu mi-am făcut un țel în viață din a le reține numele. Nume sugestiv, Buhuceanu, e cu Buhuceanu. Da, da, da. Au avut niște luări de poziții în raport cu pedofilia. Deci a apărut o discuție în raport cu pedofilia și au zis că în niciun caz homosexualitatea nu duce la pedofilie. Au luat poziție și... față de declarația acelui deputat PDL. Da, e vorba de... Trebuie castrat chimic. Păi, deputatul PDL, domnul Alin Popoviciu, este un amic al nostru și a venit aici. Noi ne luptăm de... Noi ne luptăm de mult pentru acțiuni de-astea radicale. Și iată că s-a putut reuși ca să treacă această lege, dar imediat s-au sesizat aceste două persoane care... O să urle discriminare. Da. Noi, deci, în momentul în care a spus că colegul meu păi a fost la... sunt 10 țări din comunitate care au legea asta în funcțiune deja. E foarte bine. Nu? E foarte bine pentru că, până la urmă, castrarea chimică... Și noi nu putem, nu putem să avem treaba asta? Păi, din moment ce sterilizăm maidanezii mai recent și omorâm, nu văd de ce n-ar avea aceleași drepturi ca și homosexuali. Da. Până la urmă. Drepturi și obligații, nu? Deci, putem să facem și aceste forțe să îi înglobăm. Maidanezii ca și homosexuali? Nu știu. Am care înțeles, e ordinea? La un moment dat, nu, nu, știți că de fiecare dată când se întâmplă ceva în România, noi suprareacționăm. De exemplu, după ce a fost cazul cu taximetristul acela din Berceni, omorât, bineînțeles că domnul primar Piedone a luat o măsură vașnică. A început și cu poliția locală a început să ia pe fiecare dintre amărâții ăștia care mai dorm pe la metrouri, pe oamenii străzii. Zici și a zis, domnule, îi vom amprenta și îi vom lua în evidență. Amprentarea, după părerea mea, și n-o zic eu, zice și CEDO, este o procedură criminalistică care se realizează doar în cazul persoanelor bănuite de săvârșirea anumitelor infracțiuni. Acum, n-am văzut ca o persoană care nu a fost condamnată pentru vagabondaj să fie totuși amprentată doar pentru faptul că a fost găsită pe stradă. Uh-huh. Și suntem o țară totuși a exceselor. Acum, urmează să vedem dacă într-adevăr vom avea aplicabilitatea acestei povești cu castrarea chimică, care ar fi foarte amuzantă în condițiile în care acești domni homosexuali, într-adevăr, pasiunea lor principală este pedofilia și abia apoi sexul între majori. Da. Acum, în altă ordine de idei, vă pregătiți de mare meeting la Miercurea Ciuc. N-ar fi nici primul an. Da. Avem aici pe domnul Alexandru Năstase, care este organizatorul principal al acțiunii pe filiala București. Așa. El este și liderul filialei București. Da. Aș vrea să menționez faptul că
Anul acesta, numa dreaptă, va sărbători Ziua Națională în 4 locații. Da. 3 dintre ele în România, la Sfântul Gheorghe, la Miercurea Ciuc, la Chișinău. Și filiala noastră în Italia va organiza... V-ați ales ceva. Niște locații cam delicate, așa. Le-ați ales special? Deci Italia, unde au fost N incidente în ultima perioadă. Miercurea Ciuc și Sfântul Gheorghe nu e cazul să mai menționăm. Și la Chișinău, unde de asemenea avem probleme cu, să nu zic alipirea, să zic doar neapartenența la acestui spațiu. La spațiu mamă al României, a Moldovei, care e o chestiune absolut artificială. Ați intuit corect. Noi, ca naționaliști, ne-am asumat, ca să spun așa, rolul de a fi alături de românii aflați în situații dificile. În primul rând, în Covasna și Harghita, pentru că avem de a face cu mulți români care au ajuns în acest moment să se simtă străini în propria lor țară, să fie discriminați. Basarabia este un caz arhicunoscut. De asemenea, românii uitați și trădați de către politicieni români, în repetate rânduri. Și de asemenea, românii din Italia, cei mai mulți dintre ei ajunși acolo datorită sărăciei din țară până la urmă, datorită faptului că nu au mai găsit un orizont de așteptare în propria lor țară, au ajuns departe de casă, sunt de cele mai multe ori confundați cu țiganii în mod nemeritat și e nevoie să aibă un... Mai avem și nenorocirea asta cu rom, român, România? O catastrofă. Eu nu pot să-mi dau seama cum s-a putut ajunge la o asemenea etimologie. O datorăm tot unui român, în ghilimele, domnului Petre Roman, al cărui tată, domnul Neolinder, a venit pe tancuri sovietice cu divizia, în ghilimele, română, Tudor Vladimirescu, da? Acea divizie de comisari sovietici care îi împușcau în ceafă pe românii care ezitau să întoarcă armele. Și acest domn, după ce părinții lui ne-au învățat marxist-leninismul, iar el ne-a învățat ce înseamnă mineriadă și tot tacâmul, după aceea, când a venit ca prim-ministru din nou, a găsit de cuvință că ar fi cazul să ne schimb de etimologia la anumite naționalități conlocuitoare și, mai nou, înlocuitoare. Da, chiar ca înlocuitoare. La recensământul ăsta, știți că am avut... Eu am făcut prima emisiune, ca de obicei, că unul e originalul, altele scopiile. Eu am făcut prima emisiune despre recensământ, cu mult înainte să înceapă. Și a venit directorul acestui proiect și a spus clar: dom'le, noi apreciem că în momentul ăsta sunt peste 1 milion de țigani în România. Păi și cât sunt declarați? Păi câteva sute de mii. Cum, domnule, e posibil așa ceva? Da. Și acum vor să verifice, să vadă ce și cum. Nu, a dreptul, a venit și cu o soluție la această problemă țigănească, pentru că este o problemă care afectează ființa națională. Noi chiar avem un afiș pe care scrie soluția finală. Dar nu este acea soluție finală la care s-ar gândi unii. Pe afiș scrie soluția finală, trimiteți-i la școală. Pentru că numai cu școlarizare vom reuși să schimbăm ceva de mentalitatea lor. Să aveți, domnule, ce astfel de lozincă. Deci este o rimă și ca orice rimă ea prinde la public. Oamenii au nevoie de ritmică, de sens în ceea ce văd. Da. Scandare, slogan, știți? Da. Și această soluție finală pe care noi am găsit-o cu privire la țigani este educația. Pentru că numai prin educație ei vor putea fi asimilați. Asimilarea se face prin asimilarea de către ei, la rândul lor, a unor valori morale superioare celor din gintea din care provin. Pentru că dacă ei nu vor învăța că cinstea și respectul autorității este mai presus decât hoția și buzunăreala, ei nu se vor integra niciodată și noi care îi acceptăm așa suntem terminați ca popor, pentru că se înmulțesc mult prea repede. Eu, din contră, eu consider că ne-au educat ei pe noi, adică noi nu mai învățăm. Da, are loc un transfer de valori negative dinspre o subcultură, subcultura țigănească, înspre cultura majoritară, unde, iată, ce prăpăd face, prin manelizare, prin...
în completarea de ce a spus domnul avocat Rapcea, statistic vorbind, în 1930 erau 2%, acum se spune că sunt undeva între 19 și 20,5, aproape 21%. În următorii 50 de ani se spune că vor fi undeva la 60%. Da, și nu este niciun fel de glum. 2050. Deci nu este niciun fel de glum. La ora actuală sunt cam reprezintă cam 21% din populația României. Întrebarea e dacă în contextul globalizării și al spargerii granițelor mai existăm ca stat în 2050. Da, bine, previziunea este o temă. Probabil vom exista. Oricum, cert este că vor supraviețui popoarele care au o identitate și o conștiință puternică. Asta e miza. Deci noi nu. Indiferent. Ba da. Simplu da, că existăm, dovedește că avem șansă. Nimic pierdut. Da. Da. Iar revenind la acțiunea de la de 1 decembrie pe care o facem. Vedem că de câțiva ani de zile UDMR-ul tot acită acest babau cu autonomia. Tot, domne, exemplu Kosovo, nu mai putem să trăim cu România acolo. Suntem discriminați. He, problema nu stă, nu este chiar așa. Vorba, după cum am mai spus în emisiunea dumneavoastră data trecută, vorba despre o clică de politicieni, cum este și o clică în UDMR, care o fac altceva decât să alege după bani, după voturi. Nu interesează absolut nici de maghiarii de acolo. Degeaba se bate ei cu pumnul în piept. Chiar acum 2 ani, când am fost la Sfântul Gheorghe, am discutat cu cineva din cadrul jandarmeriei române care se afla acolo, era din Sfântul Gheorghe și mi-a spus: domnilor, a fost deschis un magazin, un fel de, nu știu cum să-i spun, că na, să nu dau nume în emisiune, un supermarket, a fost închis din considerente economice după 3 luni de zile. Au venit cei de la UDMR să întrebe, domne, localnicii, s-au dus cu petiții, păi uitați, s-a închis magazinul, e sărăcie. A, da, stați liniștiți că vom rezolva, că problema este alta. Haideți să ne gândim la coalițiile monstruoase pe care le-a făcut UDMR-ul alături de câțiva politicieni din România. Și aici o să vă dau un exemplu, care pentru mine este foarte dureros. Domnul ministru de interne al României, Traian Inga, și-a îndrăznit, prin ordine nu se știe cui, să schimbe stema poliției IPJ Covasna. Să introducă un simbol iredentist pe această stemă. Pare rău că n-am avut materialul la mine să vi-l arăt. Deci acest domn ministru, facultatea terminată la 41 de ani, nu ar trebui să mai existe la ora actuală ca ministru de interne. Și așa se fac tot timpul, politicienii le dau apă la măr. Azi ați vrut ceva, mâine o să vă dăm altceva și tot așa. Și pe ce considerente? Vorbim de teritoriul României totuși, nu? A ajuns un troc. Două județe, sau mă rog, Pământul Românesc a ajuns un troc între actuala politică, între actualii politicieni și liderii UDMR-ului. Asta este ceva care noi încercăm, ne ducem acolo când ni se spune, domne, că voi veniți să agitați spiritele. Nu, suntem români. Avem dreptul să, oriunde, în orice colț al acestei țări, avem dreptul să ne ducem. Da? Cum e situația la Sfântul Gheorghe, unde este primarul Antal Arpad. Acest domn nu știm foarte bine, este un agitator de ultima speță, un provocator, de ani de zile la fel. A spus acum 3 zile, 4 zile o declarație șocantă. Ce caută acei tineri din București, în zonele controlate de UDMR? Domnule primar Antal Arpad, dacă mă vedeți la această emisiune sau veți vedea registrarea, eu vă spun, zonele controlate de UDMR nu există în România. Ați înțeles? Dumneavoastră sunteți un primar, că o să mai fiți acolo cu ajutorul unor trepăduși care v-au pus în acea funcție, cum sunt și alții, de teapa dumneavoastră. Mai este un aspect că UDMR-ul a fost la putere timp de 20 de ani. Deci știm foarte bine că după 90 n-a scăpat niciun guvern din care reprezentanții UDMR-ului să fie prezenți. Și mai este un aspect pe care vreau să vă reamintesc. Anul trecut, ambasada României a încercat să facă ziua festivă a Zilei Naționale a României într-un teatru. În Budapesta. În Budapesta. Știm cu toții ce s-a întâmplat, acel director a fost demis imediat, s-a interzis această festivitate și comparăm cum este sărbătorită Ziua Națională a Ungariei în România. Cu steaguri, cu defilări, deci fără ca autoritățile să ia niciun fel de poziție sau de măsuri, pentru că, știm, vin reprezentanții guvernului Ungariei aici. Țin discursuri și nu de fiecare dată pașnice. De multe ori sunt
incitatoare, iar faptul că niște tineri români se duc în acele zone nu cred că ar trebui să deranjeze așa mult autoritățile locale, chiar dacă sunt majoritare ungurești. Și aș mai vrea să spun ceva. Deci poziția noastră ca tineri naționaliști sau poziția organizației din care facem parte a Noii Drepte nu este o poziție antimaghiară. Să se înțeleagă, domne, au ceva cu unguri. Nu. Este o poziție împotriva celor care agită spiritele acolo. Recte UDMR-ul și a unor, nu știu cum să le spun, unor păpuși de genul Cibi Barna sau alții, care fac jocurile acolo pentru ei. Să nu se înțeleagă că Noua Dreapta are ceva cu unguri sau avem ceva cu comunitatea maghiară. Nu, putem, am stat împreună atâtea zeci de ani, sute de ani de când suntem în această țară și totuși putem să ne respectăm și să trăim împreună, dar nu la acest mod. Să se înțeleagă odată pentru totdeauna, ținutul secuiesc sau ținutul secuizat, mai bine spus, nu va avea niciodată autonomie, atâta timp cât suntem noi. Când vom dispărea noi, probabil că vor avea autonomie, dar trebuie să țină cont și de părerea noastră. Se mai agite atâta spiritele pe la televizor și peste tot, domne, că vom avea autonomie, adică să îndrăznească Marco Bella să spună în curând, niciodată înseamnă de fapt în curând. Li s-a dat prea mult nas. În orice stat normal, în orice țară, unul ca Cibi Barna trebuia să fie de mult închis. Nu? Da. Mai este un aspect, că părerea mea este că la nivel de declarații politice s-a făcut prea mult tantam pe această problemă a segregării unor zone sau unor populații. Ungurii din zona respectivă, eu spun asta pentru că am în familie, deci nașul meu de botez, mătușa mea, sora mamei, este căsătorită cu unguri, deci am în familie unguri și am trăit printre ei și dacă mă văd, îi salut. Sunt, mama este din Târgu Mureș, chiar dacă nu e ungură, e româncă. Dar sunt familii mixte și pot să spun că am trăit printre ei și ne respectăm și ne iubim. În aceste familii mixte, cum este aceasta a mătușii, respectiv nașilor mei de botez, se vorbește și românește și ungurește, am învățat și românește și ungurește cât am stat cu ei și pot să spun că sunt niște oameni de toată isprava, foarte cum se cade, n-au făcut niciodată probleme și ei au aceleași probleme ca și noi românii, respectiv nu vor avea un naționalism puternic în acele zone niciodată, pentru că tinerii nu mai știu cum să scape de sărăcie să plece. Iar recentele măsuri pe care Ungaria le-a luat cu privire la etnicii maghiari din afara Ungariei, respectiv acea măsură de a le acorda cetățenie maghiară, în loc să aibă efectul scontat de către politicienii maghiari, și anume de întărirea naționalismului maghiar în afara țării, cum ar fi în Serbia sau în România, a avut exact efectul opus, și anume că tineri, cum este vărul meu, au plecat și au luat cetățenia în Ungaria, după care au plecat în America la muncă. Pentru că de la unguri se pleacă foarte ușor, fără viză, datorită domnului Soros. Ungurii nu au nevoie de viză pentru Statele Unite. Și atunci s-au trezit cu câteva zeci de mii, sute de mii chiar de tineri unguri care au plecat afară la muncă. Cu cine să facă ei revoluții pe aici? Cu puștani de liceu, cum au fost acum 2 ani, de a încerca să ne râcâie? E o chestiune neserioasă. Și atunci totul rămâne la nivel de declarații. SRI-ul e foarte fericit pentru că au obiectul muncii și o să zică, iată, ne justificăm banii. Aveți nevoie de noi ca să supraveghem acest fenomen care până la urmă nu există. Și atunci Noua Dreaptă ce face? Face o acțiune culturală, festivă, afirmativă în fond, și anume ne afirmăm românitatea și dreptul nostru etern ca popor asupra acestui pământ. Și anume că noi suntem români aici pe vești stăpâni. Și cine vrea altceva să se ducă în Mongolia, că tot facem versuri, da? Deci să se ducă de unde a venit. Că dacă nu-i place aici unde l-am primit cu pâine, cu sare, unde știți cum era vorba cu teoria rosleriană, cu primatul celor care au fost primii aici, da? Spuneau acel banc, e arhicunoscut, dar îl mai spun o dată pentru că e cazul, cu acel hun care a venit să cerceteze plaiurile acestea miorite și să vadă dacă este pământ liber pentru poporul lui, acel cercetaș, și care s-a oprit la Mureș și a făcut baie în Mureș și când a ieșit n-a mai găsit nici cal, nici arme, nici nimic. Dovadă că nu fusese primul. Dacă s-a găsit cineva să le ia.
Și în condițiile astea, eu spun că dumnealor nu prea au niciun fel de argumente să emită orice fel de pretenții asupra unor pământuri pe aici. Li s-au dat deja prea multe drepturi, iar modul obraznic în care se comportă de Ziua Națională cu cei de la Ambasada României de la Budapesta, acel caz tragic de anul trecut când invitați de la alte zeci de ambasade care trebuiau să vină în acel teatru să participe la un spectacol de gală de Ziua Națională a României au plecat cu mașinile pentru că spectacolul a fost anulat în ultima clipă și practic ne-au făcut de râs în fața comunității internaționale, arată un șovinism și o ură la adresa românilor care nu poate fi explicată decât prin faptul că într-adevăr, acești oameni se simt inferiori, se simt, ei sunt tarați de această... Până la urmă, Ungaria este o țărișoară mică pe lângă România. Noi, dacă le scuipăm un pic peste graniță, cred că îi suflăm două țări mai încolo. Deci, nu știu dacă au... Plus că Ungaria este o țară pe moarte. Au o natalitate negativă. Și o rată a sinuciderilor. Și o rată foarte mare a sinuciderilor, este adevărat. Deci, aici... scade. Deci, de la ultimul recensământ... Da, să nu uităm că, sunt păcare de dispariție. Să nu uităm că România a ajuns de două ori la Budapesta, iar ungurii n-au ajuns niciodată la București decât în excursie, poate. Da. Sau la mare, că ei n-au mare și vin. Dar este pe undeva... Să lua la cu bala atunci. Au amiral, știți că amiralul lor... Horti, care Horti. A fost sărbătorit chiar în România, la Miercurea Ciuc, anul trecut. Sau să ne aducem aminte de criminalul Albert Voș. Nu, dar e singura țară care n-are ieșire la mare, dar are totuși un amiral, știți? Și da. Știți cum a fost povestea cu amiralul, nu? Da, știți cum a fost problema cu amiralul? După ce românii au intrat în Budapesta și au eliberat-o de sovietici, generalul român care a condus acea ofensivă l-a ridicat în grad pe acest ungur care și după plecarea românilor, noi nu suntem ca rușii, noi după ce am ocupat i-am și lăsat liber. La noi am rămas aia liberatoare, n-a plecat vreo 50 de ani. Și încă și-au lăsat copiii, nepoții care ne conduc. Acest amiral era de fapt general și când au văzut că un general mai mare era peste el, s-au gândit ce grad am putea să-i dăm ca să nu mai fim sub români ca și nivel. Și atunci l-au făcut amiral. Că pe trupe terestre nu exista un rang mai mare. Și așa a ajuns un amiral într-o țară fără ieșire la mare. Ei, era o frustrare și a trebuit corectată urgent și s-a rezolvat prin această lumire. Este o eternă frustrare și e de neînțeles pentru că maghiarii au aspecte mult mai frumoase în cultura lor, de care pot să se bucure și cu care să-și afirme unicitatea pe plan național, mondial. Bine, ei la ora actuală chiar au nevoie de un conflict, adică chiar au nevoie de un zi din asta să dea cu capul. Ne ducem acolo să provocăm pe nimeni, cum nu ne-am dus niciodată, să facem scandal, ne ducem să ne manifestăm bucuria cu ocazia Zilei Naționale, avem dreptul să ne sărbătorim, să sărbătorim Ziua Națională a României pe orice centimetru pătrat al acestei țări. Dânsii au venit acum în ultimele zile, în ultimele două, trei zile, cred, cu niște declarații. Domnilor, se pregătește un conflict noua dreaptă. Să fim serioși, nu se va întâmpla nimic, nu o să fie vorba de niciun scandal, de război, de un alt Târgu Mureș, la ce visează niște domni gen Altal, Arpad, Kelemen Hunor sau alți politicieni de acești gen. Le-ar pica mănușa. Era o poveste cu... Păi nu cred dacă le-ar pica mănușa, dar dacă te duci acolo și vin niște tipi și te agresează, ce poți să faci? Păi nu, dar acum un an au fost 800 de jandarmi la... Acum 2 ani, la 800, la Târgu Mureș, am avut 850 de jandarmi. 2 și jumătate, vreau. Păi da, deci nu, dar s-a manifestat... Condițiile în care ei aveau 30 de puștani care strigau în ungurește niște lozinci de pe margine. Asta nu e rău că au fost pregătiți jandarmi. Da, nu e rău, deci... Nu, dar anul trecut la Târgu Mureș, nu știu, nu putem să uităm reacția de-a dreptul isterică a domnului Gheorghe Frundo. S-a dus la prefectul
de Mureș. Care trebuia să intervină armata. Da, armata, SRI-ul, începe războiul. Bineînțeles, prefectul i-a zis, domnule, luați o aspirină, ceva, calmați-vă. S-a apucat de dat telefoane pe la București, că domne, să vină armata, aici deja suntem, începe războiul. Pe urmă a ieșit la televizor după 10 minute și cu o față prelungă. E păcat, e păcat, nu așa, e păcat. Acum reacții din acestea, suntem sături de ele. Deci nu, nu se aștepte cineva la o chestie gen Târgu Mureș sau alte nebunii, alte baza. Ce face acest individ cu nume de Cibi Barna, care ăsta încă este angajat al Ministerului Nu, nu mai este. Statul român. Nu mai este. Ăsta săracul este un băiat. Dacă făcea acest lucru, era angajat al Ministerului de Finanțe. Da, nu mai este. Nu, dar ăsta săracul este și cancelar de... Dar a făcut treaba asta ani de zile. Nu, dar ideea este că acești oameni, cum să vă spun, se reprezintă o inițiativă singulară. Noi am și dat o replică acestei acțiuni le-am pus din nou penibile. Pinca. Și anume ne-am dus la ambasada Ungariei, mai exact la centrul lor cultural din București, centrul cultural maghiar, chiar într-o zi în care domnul ambasador, împreună cu alți reprezentanți ai lumii culturale maghiare, făceam o lansare de carte, carte maghiară, evident, și ne-am dus și le-am făcut cadou o pincă românească cu steagul României așa prins frumușel, ca să-i amintească faptul că ne-am mai dus până la Budapesta și ne mai putem duce odată, dacă e cazul, dacă e nevoie. Nu s-a bătut pe nimeni, domnul Rapcea, că dumneavoastră cum? Aveți incidente din acestea. Nu, nu, că acolo n-a fost niciun incident. Chiar ne-a primit doamna secretară o pinca și ne-a mulțumit. Noi am filmat toată chestia, este pe YouTube. Ideea este că uneori e bine ca la astfel de acțiuni penibile, cum a făcut acest individ sociopat, să dai o replică elegantă. Pentru că noi suntem un popor cu o cultură veche și nu cred că e cazul să ne coborâm la mintea unor astfel de individ. Dar acest personaj... Care nu face decât... El a încercat o provocare aici. Ce și-a imaginat? Că o să dea nevală peste ei românii și gata, la un plus de sânge și au motiv ca să ceară autonomie. Dar observați și dumneavoastră, deci observați și dumneavoastră asistența lui. Deci față de cine a făcut acest show? Erau doi copilași pe acolo, oamenii, o puteți să vedeți din aceste imagini. Deci ăștia sunt mari fanii ai lui, ceilalți oameni își vedeau de treabă, probabil că știau pe acest individ grobian ce-i poate mintea, ce-i poate capul. Bineînțeles, este un simplu provocator întreținut cu banii UDMR-ului, care să agităm și noi puțin apele. S-ar putea să nu fie cu banii UDMR-ului, că am mai văzut niște imagini în care el, după ce a fost dat afară de la servicii, avea un cort în care vindea ferite insigne sau... Produse cu mesaje antiromânești. Exact, produse gen ținutul secuiesc. Aici aș vrea să vă corectez puțin. Da. Într-adevăr, a avut cortul acolo, dar vânzarea n-a durat foarte mult de insigne, maxim vreo 40 de minute până au ajuns la fața locului și camarazii noi drept. Cum nu se știe de ce Cibi Barna și-a închis cortul, dar... Probabil că terminase ce avea de vândut. S-a cumpărat tot. Domnule, cât are UDMR-ul în Parlament? 6%? 6%, dar 6%, e tot timpul de vreo 10%. Normal că pentru 6% se ne vândă două județe din țară? Păi până la 100% ne vinde în țară, domnule. Nu, să ne înțelegem. Istoria reală ne spune, așa, cea neoficială, spune că la un moment dat, după 90, domnul Ion Iliescu a făcut în numele nostru al românilor un pact, o înțelegere, pentru aportul pe care l-au dat la Revoluție serviciile secrete maghiare și care au amenințat că vor desprinde Ardealul de România. Asta a fost și semnificația lui Martie cu Târgu Mureșul, atunci în 90. Și el, forțat de împrejurări, a încheiat un acord, un protocol, prin care au spus că să se înființeze, da, să se înființeze UDMR-ul, care este practic o Uniune Democrată Maghiară, așa. Deci este o asociație, este un caz unicat în lume ca o asociație să activeze politic. Deci dumneavoastră n-au statut de partid. Sau n-au avut la acel moment. Guvernamentală, da. La guvernare. Exact. Și primea finanțare și ca ONG și ca partid. Așa. Și, această înțelegere a sunat că ei trebuie să participe de acum până în veșnicie, mila Domnului să fie, la orice act de guvernare din România, la orice formulă guvernamentală, la orice guvern care se crea, trebuie să intre și UDMR-ul. Și au fost unii politicieni care ne-au contrazis. Nu e adevărat, nu există astfel de înțelegere. Dovada acestei înțelegeri a apărut acum 3 ani, când a fost acea remaniere guvernamentală, guvernul Boc al nu știu câtelea, când
în algoritmul guvernamental nu mai încăpea UDMR-ul. S-a pus frână, consultări, ce facem cu UDMR-ul? Deci ei n-aveau la acel moment niciun instrument de presiune pentru care să intre. Toată lumea se întreba, dar de ce trebuie să luăm UDMR-ul? De ce trebuie? Pentru că așa trebuie. Înțelegeți? Deci un an de zile n-au fost la guvernare când a fost... Și a fost dramă, PDL-ul tragedie. PDL-ul cu PSD-ul au guvernat pe o perioadă de un an de zile. Da. Și în condițiile astea ne dăm seama că toată puterea lor nu este o putere reală, este o putere rezultată din slăbiciunea noastră, din slăbiciunea politicienilor noștri care ne-au cam vândut. Ne-au vândut și cu Mircea Druc, cu Podul de Flori, când aveam posibilitatea să ne luăm Basarabia înapoi. Da, domnul Iliescu n-a vrut. Da, acest trădător, ne pare rău să spunem, dar chiar așa va rămâne în istorie, ca un trădător al interesului național. Da? Domnul ne-a președinte vândut, de onoare al PSD-ului. Da, ne-a vândut, da. Ne-a vândut și domnul Vadim, care a votat cu, că trebuie să o amintim, a votat cu UDMR-ul în Parlament, da, pe pachete de legi. Afară ne spunea nouă că se bătea cu cărămida în piept. Pare rău, acum, domnul Vadim știți... este un mare naționalist și n-ar fi făcut niciodată treaba asta. De o peretă, poate, dar... Acum știți și dumneavoastră... Are, iese din documente, a, știți nu, și dumneavoastră e vreo greșeală cum... ceva. Știți, da, și dumneavoastră cum este vorba aceea. Pune un adevăr în gura nebunului și vezi ce iese. Așa și cu Vadim Tudor și naționalismul. Medicamente. Un mai mare cameleon decât ăsta, ca să mă exprim elegant, nu cred că există. Pentru că să ai poziții radicale și să acționezi exact pe dos, în spate, în culise... În Parlamentul European la fel. Dumnealui, ca europarlamentar, a votat cu stânga socialistă, da? Cu mișcarea socialistă, pe un proiect pro-homosexual, prin care Polonia, mi se pare, era sancționată pentru atitudini homofobe. Deci domnul Vadim, care în țară urlă că homosexualitatea e un păcat, că este... rău, că trebuie stârpit, trebuie, nu știu, dați cu creion de... Cu... Culmea este că EBA a votat... Da, și EBA a votat cum trebuie, a votat de dreapta. Și să nu uităm că această situație conflictuală din Balcani este întreținută de la Budapesta. Deci ungurii nu au numai chestia cu ținutul secuiesc. Haideți să ne gândim la Austria, Slovenia, Slovacia și Serbia însuși. Au încercat și în Serbia să revendice teritorii, domne, Ungaria Mare. Deci această politică este foarte bine dusă de la Budapesta. Ei peste tot încearcă. Dacă au și teritoriul mic, vor să facă și o țară. Nu, dar este visul bicefal, este al Imperiului Austro-Ungar. Austro-Ungar care se vrea... Păruinele pe care încă mai stau niște nepoți de grofi, niște oameni cu titluri și galoane, din care au rămas doar titlurile și galoanele. Și care visează că vremurile aia se vor mai întoarce. Nu se vor mai întoarce niciodată. Au rămas cu niște palate, cu niște... monumente arhitectonice mai... frumoase, tablouri de familie și cam atât. Cum am mai spus și în emisiunea la dumneavoastră, domnul Lazaru, săptămâna trecută, a venit timpul ca noi românii să nu ne mai lăsăm atât bagiocoriți în propria noastră țară de toți alogenii și de toți străini. Și aici revenim iarăși la ambasadorul Franței. Ați văzut, în ultimele zile, iarăși am fost făcuți cercetori de către un actor marocan de mâna a 10-a la televiziunea franceză. Unde sunteți, domnule ambasador Henri Paul? Unde sunteți la ora actuală? De ce n-ați ieșit până astăzi? Pentru că la filmul care l-a sponsorizat, documentarul gay și proiectat în postul Paștelui, a spus, suntem alături de România. Dar acum unde sunteți? Da, tot alături, pe alături de România. Păi nu, dar unde sunteți? Noastră, ok, ne atacați, nu, vă atacăm când veniți la voi. Și asta e un candelist, cum spune Luis. Dar unde sunt? O dai voi și ei. Adică unde este? Noi nu suntem așa. V-am mai spus, noi trebuie să, acești domni trebuie să înțeleagă că n-au nimerit într-o țară de mâna a treia, nu suntem nici vreun trib african și vin ei să le civilizeze, să ne arate pentru prima dată cum arată trenul. Suntem popor de lingușitori care atunci când vedem un străin și nu suntem, care suntem conduși, lingușim. Noi nu suntem conduși, suntem conduși de o clasă de lingușitori. Suntem conduși și iar aceștia au reușit să schimbe niște mentalități. Pentru eu cred că poate publicul nu știe ce s-a întâmplat. În emisiunea respectivă spuneau că pentru ca Naționala Franței să câștige meciurile mai ușor, ar trebui ca să numească un capitan de echipă român. De ce? Pentru că acesta ar cerși mingea. Și ar câștiga o mai ușor. Deci se făcea iarăși apel la memoria colectivă cu cercetătorii români. Dincolo de aceste atacuri mizerabile la adresa românilor... Da, Bănel, unde joacă Bănel acum?
În Franța, la Saint-Denis. Am înțeles, da. Nu, Bănel nu este român. Poate am uitat, dar nu e român și nici țigan? Nu, nu, nu. Acum e francez, dar e bun. E marocan ceva. E marocan ceva, că e mai negru, e mai. Vine din Africa, din Congo. Din Congo vine, nu? Cred. E în regulă. Ăla e bun. Nu, dar mă întreb dacă ne-am fi simțit la fel de jigniți dacă spunea, nu domne, să cerșească mingea, să le fure. Că în fotbal se fură mingea. Deci... Dar să mai ieși în cap din greșeală, așa se spune. Absolut, da, da, da. Nu știu ce nu înțeleg eu. E un fel de măsură, de apreciere cu două măsuri. Atunci când îți convine, aplici măsura care pare a fi avantajosă, cum e situația asta cu Bănel, nu mai e nici român, nu mai e nici țigan. E foarte bun că dă goluri. Pe la Saint-Étienne sau nu știu pe unde. Foarte interesant e că ei au marocani, o tonă de marocani acolo, da, și de algerieni. Care ăia nu țigani. Și ăia nu țigani, ăia nu sunt necivilizați, ăia nu sunt hoți, ăia nu dau un cap, ăia nu fură. Nu cerșesc. Păi soacra lui. Dar știți de ce nu fură, nu cerșesc, nu dau un cap? Pentru că au drept de vot. Păi, nu poți să dai inii. Că pe urmă... Da, pe soacra. Dacă ajunge la drept de vot, ar trebui totuși făcut ceva și la noi, pe această zonă, ar trebui să apară totuși un partid de dreapta, pentru că dacă studiem... Pare rău, sunt foarte multe partide. Nu există niciun partid de dreapta. Poate cu doctrină de dreapta doar. Doctrină, ferește, eu am crezut că există multe partide. Domnul Lazaru, dumneavoastră știți foarte bine că... Și în Parlament și în afară. Nu există niciun partid de dreapta. Atâtea partide de dreapta, nu știu ce să mă mai fac. Declarativ, dar nu mai are soră stânga. Pe cine să aleg mai întâi, sunt foarte... În politica românească trebuie o infuzie de sânge nou, de oameni care nu au fost compromiși, oameni tineri, foarte tineri chiar, care nu au fost... Păi uite, a ieșit acum Joana din PSD și a zis că nu mai face partid politic cu toți aia care a spus oameni tineri, Luis. Da, nu știam că e de dreapta, domnule. Vorbeam de dreapta, nu de sânge. Da, nu. Păi nu de eu mă familii de foști comuniști. La sânge care... tânăr, care... Nu știe de ce e. Păi sânge de ăsta tânăr, noi îl vrem în vârful suliței, ca la țepe, știți? În vârful țepei, dacă e. Nu, dar trebuie îi trimitem sol la Zamol, să știți cum... Dacă tot vor să deci se ofere. Să... Eu revin la această propunere, că ar trebui să apară un real partid de dreapta care să aibă și aceste... Nu știu, am senzația că nu prinde, nu știu care e treaba. Ba prinde, patinează ușor, știți, ca discul de frână, dar cam patinează ambreiajul cei nu știu de ce nu prinde. Da. Nu intră în a doua, rămâne pe la relanti și viteza întâi. Da, foarte greu să te aștepți. Știi cum e, dacă o împingi și având. Da, trebuie să mai trece o ajutoare la împingi. Dar trebuie să luptăm pentru această idee. Noi am încercat, normal. Am pornit de la vârste foarte fragede, 17-16 ani, am încercat să schimbăm o mentalitate în România. Nu a fost deloc ușor, nu este nici acum. Ne mândrim cu ce am făcut în continuare. Însă, la momentul actual, sunt toate premisele ca o astfel de formațiune politică să apară. Noua dreaptă a strâns deja semnăturile pentru înființarea Partidului Naționalist, care se vrea a fi expresia noastră politică. Câte semnături aveți? Circa 30.000, în jur de 30.000 de... Și uite, mă, Diaconescu s-a strâns mult mai multe, mă. De ce oare? Păi el e de stânga. Cine are un post de televiziune poate să-și facă propagandă. Noi mergem din om în om. Dar e normal ca un post de televiziune să se transforme în portavocea unui partid politic? Atâta timp cât este lăsat. Da. Și nu știu, asta face de dimineață până seara, nu? E conform cu reglementările CNA-ului, domnul Rapcea? Domnul Diaconescu nu este președintele acelui partid, nu știu dacă este membru, Mihai? Nu este membru, nu. Nu este nici membru acelui partid, așa că... Da, am înțeles. Foarte este ciudat. Paradox. Nu, dar se mai... E acum ceva... era un spațiu liber pe... în politica românească și mai apare și acum, pe mine mă miră, dar nu știu cum. Sunt foarte trist când văd la televizor sute, mii de români, zeci de mii, cum se lasă amăgiți. Pur și simplu pentru o chestie, pentru eu am o manea și un ce le-a fi dat trei mici. Nu știu cum să zic, empatia aceea când apare la televizor. Faci confuzie. Un EPR-ul a dat câte două pâini sau trei pâini. Deci, mă rog, dar... Nu va da niciodată ceva. Nu va da niciodată ceva. Știți foarte bine că...
Ba da, le-a dat circ la televizor. Da, pune, da, circ și pâine, exact ca în, exact ca în Roma. Sau cum a fost cazul cu Iconița. A luat-o dintr-un loc și l-a dat în cea. El asta face, este un intermediar. Am o idee. Nu este problema de a partidului propriu-zis. Că la Dortina și la astea nu este. Dar este tragic ce se întâmplă. Rău față de celelalte. Dar... Este tragic ce se întâmplă încă o dată. Acest popor îl tragem în jos, se trage în jos. Nu partidul ăsta este cel mai rău. E vorba de cele care au fost deja la guvernare și au atâtea hibe și atâția oamenii. Problema e că nu mai contează care e partidul, cu oamenii sunt aceiași. Indiferent de ce denumire îi dau, sunt cam aceiași care se rulează, se schimbă, migrează. Luptele intestine din fiecare partid, hemoragie și oamenii au prin și mai găseau exact locul în parlament și atunci migrează în... Dar încă se mai numesc partide politice? Nu se numesc grupuri de interese? Că așa ar trebui să le numim totuși. Ba da, da. Oricum se reinventează permanent. Asta e definiția partidului politic. Exact. Fenomenul în sine o să devină foarte interesant, pentru că cum a fost în Italia, un post de trenire care a devenit partidul Berlusconi, da? Asta încearcă, ăsta e modelul, cred, al lui Dan Diaconescu și ne vom trezi cu acest post de televiziune partid, transformat în partid, ca o portavoce, așa, cu o guriță mică, da, la un Mihai, capăt. Da, Mihai, de stânga. Dar nu contează. Eu vorbesc de altceva aici. Vorbesc de faptul că seara asta m-a sunat un amic și îmi spunea... Deci, modalitățile de atac frizează absurdul și arată că merge pe o nișă care ne transformă în absurdistan. Și mie mi-e frică de România care ar putea să se în care ne-am putea transforma dacă se mizează atât de mult pe acest individ. De ce spun? Ca să vedeți modalitatea de atac politic. Evident că Diaconescu țintește mai întâi primăria capitalei, pentru că este trambulina către președinție. Probabil că nu-l interesează altceva. Și atunci, manevra este următoare. Dan Oprescu. Dar să vedeți cum dădea seara asta. Spunea, zice, primarul Oprescu vrea să cheltuie 2 milioane de lei ca să ardă morții de pe stradă, românii morți pe stradă, așa, și după aia zice, da, botează, trimite SMS, nu a comis infracțiune, știi? Trimite SMS la nu dacă știu poate cât, fi. Dacă ești împotriva, ca Oprescu să ardă românii. De zi, ce sofism! Ardă românii, deci, doamne, deci mă spun că... Dacă ăsta ar fi sub lupă cu adevărat, el ar trebui să ia vreo 3 amenzi pe zi minim. Practic are atâtea încălcări. Am râs jumătate de oră când am auzit. Băi, deci are atâtea încălcări, are legislații audiovizuale în vigoare. Eu m-am cutremurat. Vă zic că îmi dă mie CNA-ul. Dar nu pot să nu respect genialitatea asta. Deci, cum să spun, e umorul tipic. E adevărat. Da, da, da. Știu. Adică deja bate spre macabru. Manipulare ordinară. Manipulare ordinară. Da, da. Uite-te la realitate, uite-te la celelalte. Nu mai găsesc o comedie la fel de bună ca să râd. Știți? Deci... Este... Ar fi o eroare fatală să votăm așa ceva. Uite-te la antene, uite-te la realitatea. Da. Eu știu așa, da. Orice acțiune fac eu în ultimii ani, nu apare pe nicăieri. Dacă pe YouTube, pe internet. De ce? Trebuie promovați anumiți oameni care reprezintă anumite interese pe anumit segment. Revoluție, mineriade și alte aspecte. Peste tot s-au creat structuri paralele care au preluat mesajul și l-au schimbat în direcția... Dar trebuie să încercăm să, nu știu, să schimbăm această mentalitate, să luptăm. Și cu tot să formăm o coaliție națională, să vorbim din om în om, exact ce a făcut Noua Dreaptă în acest 11 ani. Am pornit de la, nici acum nu suntem, să spunem, o forță, dar ne-am străduit, am încercat, am arătat tinerilor din această țară, se poate. Implică-te și tu. Noi, exact asta vrem să facem. E un fenomen de acumulare, eu vreau să-l explic, pentru că e foarte important, că sunt mulți care, cum spunea Cornel Zerea Codreanu, cad în alunecă mlaștina disperării. Spun, domnule, după 10 ani nu am văzut nicio schimbare. Nu s-a schimbat nimic la nivelul societății. La ce am mai pierdut 10 ani? Nu sunt 10 ani pierduți. 10 ani de luptă câștigați. 10 ani de luptă. De ce spun asta? S-a acționat, cum s-ar spune, la firul ierbii. Da. Procesul de schimbare a mentalității. Are loc un proces de cumulare, de acumulare. Și există o masă critică care apare în orice fenomen social. Și anume că atunci când o informație, un zvon, o atitudine este adoptată de un număr critic
de membri, de indivizi a unei societăți, imediat ea trece în subconștientul colectiv și e preluată la nivel de masă. Așa se creează valorile în societate, prin acumulare. De exemplu, putem spune și de o reclamă, generația Pro, a mers, tinerii au preluat acea idee și la un moment dat ea a devenit un bun public, a fost luată chiar la nivel de expresii, de comportamente, de atitudine. Da, de nu s-a fost urgent. Exact. Da, da, cum să spun? Era o chestie clar văzută, fără substanță. Da. N-avea nicio... Poate exemplu nu-i bine carne. Da. N-avea carne de N-avea carne, dar repetitivitatea. Generația Pro, un râs de lume. Acum, dacă ei se cred așa deștepți, acest Pro, de ce nu vine să spună, da, domnule, a fost un eșec? Pentru că despre asta e vorba. Așa e. Mi-aduc aminte că venise, eram eu student. Dar eu nu pot să spun că în timp ce eram în armată, noi spuneam, noi suntem generația proștii și câștigi. Da, bine. Venise Călinescu să ia el preoteasa de lângă drept, că acolo va fi sediu central al generației Pro, nu știu. S-a fâsâit de nu s-a văzut. Revenim la generație. Ați fost unul dintre liderii studenților într-o anumită perioadă, nu? Da. Când ați fost în studenții. Ați văzut că, de exemplu, în 97, dar mi-aduc eu aminte, la o demonstrație ați venit până la universitate, în zona aceea. Sau 98 și 99. 98 și 99 parcă era. Erau niște mii de studenți. Da. Acum nu mai poți să scoți 100 de studenți. Nu, poți să-i scoți că n-au apă caldă. Că n-au apă caldă. Poate nu mi-am propus, dar aș putea să fac orice mișcare de genul. Nu dumneavoastră, ei. Noi. Ei nu se scot, eu nu mai sunt student. Ei nu se scot acum nici. Dar să reținem un lucru. Din 95, ei nu mai făcuseră nicio acțiune. Până în 98, când abia au închegat ceva, și când am ajuns în piața universității, eu le-am spus. Unde plecați? Păi noi ne ducem la guvern. Ce vorbești? Vă opriți aici? Vă opriți aici? Nu, nu. Să-i oprești tu aici când noi fii tu lider. Da? Bine, așteaptă-mă și o să vezi. Anul următor eram eu lider. Și când am ajuns acolo, mai știi ce v-am spus anul trecut? Ne oprim aici. Și stăm aici până când obținem drepturile noastre. Eram prezent. S-au blocat troleele, s-a bramburit tot orașul, nu știu ce. Am rezistat acolo, cred că vreo 10 ore. Deci, era o mare realizare. Nu au mai trecut 7-8-10 zile și am repetat. Și am repetat chestia asta de 3 ori în 2 săptămâni sau în 20 de zile, ceva de genul ăsta. De atunci s-a închis tot. Asta exact cum am terminat atunci, eu m-am retras din mișcare și am zis, domne, eu am terminat facultate, eu eram deja anul 4, am terminat facultatea, vă las pe voi. Ce să fiu Marian Munteanu care venea după 10 ani? Și el tot ar fi vrut să controleze el ceva pe acolo. Nu are rost. Nu are rost. Vă las pe voi. De acum încolo, luați-vă destinele mâini. Păi am mai făcut ceva. Uite, acum am fost în prima parte a emisiunii cu un alt băiețel, cu Florentin Gust, care a fost după mine. Dar n-a controlat toate structurile cum le-am controlat eu în perioada aia. Că după aia s-au fragmentat. Da. Și au început să se certe între ei. Asta e problema noastră decât lumea. Eu aveam altă teorie. Eu când mă certam cu cineva, întâi îl anihilam total și îl înglobam. Ca să nu mai fie niciun fel de problemă. Ca așa dacă pierd timpul în discuții, nu știu ce, nu există decât o singură soluție. Înglobare. Te iau. Ce? Cu tare nu știu. Tu ai gura prea mare. Mai taci din gură. Vino cu aici. Vino cu aici să facem o treabă împreună. Nu vrei? Te schimb. Vino cu aici tu. Vino, iau pe adjunctului. Iau pe... Că, în fond, structurile sociale au centri de putere. Trebuie să identifici centri de putere. Era simplu. Eu când am venit în facultate, eu aveam 29-30 de ani. Dar ei nu-și dădeau seama că eu aveam față de puști. Și ei credeau că eu am 18 sau 19. Și eu aveam o experiență deja acumulată în 10 ani de la 8 ani, 9 ani de la Revoluție. Trecusem pe Revoluție, pe mineriade, pe piața universității, toate lucrurile astea le luasem în bot. Și știam cum se pune problema. Și atunci eu am identificat centrii de putere din toate universitățile din București, plus ăia de afară, care, cine controla București era Liga Studenților, care era moartă, era lichidată, și inițial am vrut să o revitalizez. Și când m-am dus acolo și am văzut că erau niște tipi după care aveau, cu PNT-ul n-am mai... aveau cu totul alte viziuni, nu înțelegeau despre ce-i vorba. Și le-am spus, mă băieți,
Este vremea drepturilor sociale. Voi vorbiți de idei care n-au nicio legătură cu ce își doresc studenții acum. Tu nu veni să-i spui studentului despre nu știu ce ideologie, pentru că el e variat, are instrucție variată. Unul e de la matematică, altul e de la filozofie, altul e de la AS, altul e de inginer, de la politehnică. Tu ce vrei să-i implici pe toți într-un proiect politic? Noi nu facem politic acum. Noi facem aici sindicat. Vreți să facem sindicat sau vreți să facem politică? Și n-au înțeles ideea. Și atunci eu am identificat câteva idei generale cu care se confrunta toată lumea și câteva revendicări. Și aveam o temă. Eu am 3 revendicări și numai 3. Și toată lumea nu înțelegea că ei aveau programe întregi, balambicate, tot felul de idei, de nu știu ce. Apropo de că am văzut acolo că aveați voi o chestie cu Basarabia, cu Ucraina, tratatul cu Ucraina din 97. Da. Păi cine s-a ridicat atunci? Am făcut acțiune la Parlament în 98, am făcut zarvă mare, cu Ascoru a participat cu mine atunci. Da. Păi cât scandal n-am făcut? A fost imposibil să blocăm ceva. Adică o țineam de ani de zile că știam că trebuie să semneze și după aia că să-l denunțe. Și n-au avut nimeni nicio treabă, nu te poți opune. Sunt anumite acțiuni care sunt peste capetele noastre. Nu ne putem opune. Decât dacă poți să găsești soluția să angrenezi mase mari care să ia cu asalt. Altfel e pierdere de timp. Numai de frică. Da, nu, ăștia nu știu de altceva. Da. Deci asta, singura soluție e tot aia, revoluție. Restul sunt povești de a dormi copiii. Ăștia nu au un sistem bine închegat. Eu de ce nu intru pe RCS? Da, corect. Oare? Nu s-a rezolvat încă, nu? Nu. De bun. Timp? Nu, că după aia mai vorbesc și încerc să mă enervez și vorbesc prea mult și iar nu rezolv nimic. Da. Înțelegi? Dar ca idee, de una jumate. De ce nu intru? Pentru că eu am o portavoce specială în spațiu public. Eu dacă încep să ridic ciocul și să fac niște demersuri, există riscul să mobilizez prea mari mase, că eu am antecedente în zona asta, știi? Și ea se gândesc, ăsta râiază, ăsta stă, ăsta coace ceva, ăsta... Opriți-l cu orice preț. Trebuie să-i facem ceva. 9 luni asta la CNA, pentru un amărât de aviz pe o licență și pe o grilă. 9 luni, aș zice, ne permis de mult. Record. Nu a mai stat nimeni la da. Modul ăsta. Da. După aia ne luptăm de luni de zile, iată, 7-8 luni de zile, nu intrăm pe toate cablurile. De ce? Pentru că vocea asta e prea ascuțită, e prea periculoasă. Îți spune un politician odată, numele tău e imprevizibil. Tu ești imprevizibil. Tu ai niște teme ale tale, niște chestii cu care noi nu prea... Da. Nu ne coordonăm deloc. De ce? Și nu e regulă. Și atunci am spus treaba asta. Eu am 3 revendicări și numai 3. Și toate aveau o singură temă. Indexare 100%. Eu nu am ce să negociez. Indexați 100%. Și aia erau, după aia am văzut că a luat ăla, Turcescu, nefericitul ăla, care e un epigon ipocrit și care n-a făcut decât să încaseze bani de la tot felul de tipi. Becali chiar spunea odată că i-a dat 20.000 de euro, dar cum? L-a invitat la emisiune și după aia s-a dus peste el la Marriott, la birou. Și a zis, dă-mi că nu te-am atacat în emisiune. Eu am rămas cu gura căscată. Deci eu știu chestia asta de la Becali, atenție. Da. Eu nu știu din vreo... Da, m-am întâlnit cu el în Pipera cu mașinile și am blocat tot trafic. Și zicea, bă, mie îmi place de tine, bă, vreau să te sponsorizez. De la tine? Niciodată. Nu voi lua un leu. Ce, bă, tu te crezi mai tare ca Turcescu, bă? Bă, eu i-am dat lui Turcescu, bă, 20.000, bă. Știi cum i-a dat? A venit la mine, bă. Și mi-a plăcut, bă, că mi-a zis, bă, știi care-i treaba? Eu nu te-am atacat. Și acum să-mi dai bani. Mă întreb, vrei bani, bă? Ia, bă, 20.000, bă, nu te îndrăgăi. Înțelegi? El mi-a spus mie. Da. Deci nu e că e un Dumnezeu sus, eu nu vorbesc ca Iurea. Și eu nu mint niciodată. Eu am rămas stupefiat când am auzit chestia asta. Și după aia m-a atacat el pe vremea când l-a luat pe Diaconescu DNA-ul și nu știu, era arestat. M-a atacat el cu nefericitul de moral. S-a întâlnit, se răie și m-a atacat pe mine.
Și că acum ar trebui să le ieși pe Lazarus. Ce vorbești, mă? Ce vorbești? Ce tari sunteți voi, mă? Lasă-mă, mulțumiți-vă cu Diaconescu. Ei, uite că l-a lăsat. L-au lăsat, acum e tot în regulă și a făcut și partid. Ei au făcut un bine. Nu știți că orice contact cu DNA-ul e o trambulină care lansează. Ori în Parlamentul European, ori în... Sincer, mi se pare aberant. Așa era noi. Nu pot concepe așa ceva. Să ne amintim, Becali, cum a intrat în Parlament, nu? Da, european. Exact pe aceeași matrice. Iar Vadim s-a dus Iași după el. Da, Vadim era zero barat, dar a avut și el în viața lui o idee bună. Corect. Ia să-l iau eu pe ăsta care nu mai are niciun partid de vai de steaua lui. Hai să-l iau să-l pun aici. Pac și s-a la remorcă, uite așa s-a dus după el. Da, și da, au luat trei locuri, nu numai două, trei. Dă-i seama ce situație. Neplăcut că se întâmplă. Îl vezi cu cătușele la mâini și tu ce faci? Sigur, acolo la Becali era altceva. Adică aia a fost ca întâmpită treaba. În loc să-l ia cu niște chestii clare, că are bube în cap câte vrei, îl ia că și-a recuperat mașina. Penibil. Zici că sunt gândite, mă, treburile astea. Păi sunt gândite. Păi sunt. Deci, eu încă nu vreau să cred treaba asta. Dar mi se pare aberant să iei un om care își recuperează mașina când instituțiile statului se învarză. Și nu reușesc. Păi cum adică? Tu îmi furi mie mașina, eu mi-o recuperez și tot pe mine mă arestez? Te-ai tâmpit? Da. Normal că dezvolți un imbold popular împotriva ta și pe pro ăla, care e ăla ce că e infractor. Păi unde e infractor, mă, nene? Eu îmi vedeam de treaba mea, mergeam pe stradă și la un moment dat parchez mașina, mi-o fură un nenorocit. Ok, prin treburile mele, până nu știu ce, până contacte, eu mi-o recuperez. De ce ți-ai recuperat, mă, mașina? Mă, nesimțitule, cum mă, tu îți recuperezi singur mașina? Dar unde crezi tu, mă, aici? În Burkina Faso, unde crezi? Ia vină cu acel ăsta arestăm. Și ce te aștepți? Ca poporul să spună bravo, statule, foarte bine ai procedat. Normal că te hulește. Normal că țipă la tine. Bă, nesimțiți-l că poporul e pățit. Știe când îi se fură mașina, știe când intră peste el în casă, știe când îi se ia fata de lângă el de pe stradă, știe când ia bătaie în discotecă degeaba. Vede tot felul de drogați pe acolo care au tot felul de... Păi n-ați văzut și cazul cu polițistul acesta care a dat cu, din clanul Ghenosu, care a dat cu sticla în cap. Bietul de el trebuie să-l deconecteze de la aparate. Mai, deci s-au ajuns niște chestii... Deci vezi, prea discutăm mult de clanuri. Clanul Ghenosu, clanul Putare, clanul Cămătarii, sunt dragi laci, prin puterea presii sunt vasii oficiale, deci băi, sunt structuri de stat. Deci îți dai seama în ce țară trăiești? Le mai lipsește firma nu la poartă. Nu există oraș mare în țară, nici chiar nu foarte mare. Chiar și medii, gen Bacău sau nu știu ce, Suceava, să nu aibă clanul lui. Minim unul, dacă nu chiar mai multe, că se configurează, să ceartă doi între ei și pac, să despart. Și încep să bată între ei. Uite la Giurgiu. Și terorizează un oraș întreg. Uite la Giurgiu ce s-a întâmplat, nu? Ce s-a întâmplat la Giurgiu? Însă cu toții știm că aceste clanuri nu ar fi putut exista dacă nu ar fi avut sprijin politic. La Craiova de 100 de ori. Da. Craiova cred că e ceva absolut atipic. Sau Șoricul de la din partea elaltă când el era... El coordona clanurile pe acolo. Băi, tu nu te bați acum, tu vino cu șpaga, tu... Deci nu... Ăla umbla cu pistolul la cingătoare și nimeni nu avea nicio treabă. Până că l-am pușcat pe-l, pac, gata. Deci nu se poate așa ceva. Noi stăm și ne uităm și nu avem niciun cuvânt de spus. Și nu o să avem niciun cuvânt de spus. Păi, noi am apucat... Până nu ne organizăm. Dar la ce mod? Altfel. Altfel decât sunt organizații. Pentru că un sistem nu poate fi bătut decât cu alt sistem. Și eu le spuneam ăstora ai mei, când eram eu student, eu le spuneam, noi nu ne putem bate cu sistemul, decât dacă noi înșine suntem sistem. Și când am ajuns în fața universității, că era Constantinescu atunci, și noi ne-am bazat pe Constantinescu. Da. Noi am zis că Constantinescu o să fie mână cerească. Da, da. Și dansam în cămine și făceam, ziceai că eram în Irak. Dacă aveam niște automate, uite așa, rupeam... Cerurile. Pai de mine. O să ne dea. Că a plecat de la noi, din universitate, frate. E al nostru, e cu tare. Ăla a fost mai nenorocit decât Iliescu. Corect. Adică am ajuns să ne înglodeze în datorii. Ne-a dus la, a fost la Londra și la Paris, că să ne arate ei, vezi, Doamne, eu fiind liderul național al studenților cu încă câțiva, ne-au luat cei mai importanți lideri. Haide să vă ducem la Paris și la Londra ca să vedeți voi cum o duc studenții acolo. Da? Bine. Pac, mergem noi acolo și când ajungem și frateci, ăștia s-au împrumutat.
sunt datori la bănci din timpul studenției? Doamne ferește, niciodată în România. Da. Îi întrebam pe ea, dar voi mai aveți burse de merit? Nu. No. Păi dar noi ne plătim studiile. Dar ce sunteți voi, particulară? Nu, așa e sistemul la noi. Mă, cum? Nu e nicio universitate de stat pe aici? Ce e de stat? Că noi trebuie să plătim. Sigur, erau și universități care suportau niște taxe. Dar în general, toată lumea plătește. Și ca să-ți faci studii, te înglodezi în datorii, ieși din facultate distrus, gata. Păi normal că societatea în felul ăsta te controlează. Normal că nu mai ai nicio personalitate și e zero barat. Mai ieși și tu o fată, faci un copilaș cu ea, te-a terminat. Păi ăsta e sistemul, să fii de când ești, de când te naști până la... Zero, da. Absolut, nu mai ai nicio... Chiar înainte de naștere să devii, să plătești. Iar apropo și de... eu că m-am întors atunci, le-am spus. Ce puneți voi la cale, voi puneți în genunchelea tinerimii și a studențimii să-i faceți praf. Nu se poate, nu e de acceptat așa ceva. Și ăla când a văzut Constantinescu că m-am dus, i-am trimis o scrisoare deschisă, a publicat-o toată presa și i-am spus, ai furat simbolurile pieței universității, ai furat tot, ți-ai bătut joc de toată lumea. Și atunci s-a inflamat și l-a trimis pe Mugurel Stan, care era consilierul lui de taină, nu știu ce, și Mugurel Stan zice, hai că o să organizăm o acțiune la Cotroceni, nu știu ce. Și rezolvați ceva? Păi da, o să vă dăm, o să vă facem, o să vă dăm. Gata, bine, hai. Am venit acolo cu toată studențimea, printre care era și Oajdea, care, ia uite, acum are probleme cu PDL-ul și nu știu ce. Băi, noi nu suntem agreați în niciun sistem. Degeaba vorbim. Noi nu suntem agreați, pentru că există o tipologie, există o anumită tipologie, care nu este agreată de sistemele consacrate, fiindcă ele își văd breșele lor. Și ele realizează, tipul ăsta, dacă e lăsat, ăsta ne distruge. Ăsta o să creeze un întreg sistem și când o să intre în coliziune cu noi, praf ne face. De ce? Pentru că ăla când adună niște oameni lângă el, îi adună pe alte configurații ideologice decât ce facem noi. Hai mă, să-ți dau o muncă, să-ți dau un ban, să-ți dau o șpagă, să fac, să drec, să nu știu ce. Asta este de fapt problema. Problema este că noi n-avem lideri. Că noi ne-am ucis toți liderii. I-am momit cu bani, i-am momit cu șpăgi, i-am momit cu munca, sunt și ei obligați în fel și chip de tot felul de configurații ciudate socialmente vorbind și atunci s-a ales praful de ei. Și singurii lideri sunt ăia politici, nu? Unde e societatea civilă? În primul rând a fost... Nu mai are Nadia Weber când ieșeam. Wow, leu! Făcea iar Macovei. Unde-i Macovei? Ia uite! S-au făcut toți politicieni. Da? Mai curând societatea civilă. Da. Deci nu e, s-a ales praful de tot. Cine nu vede treaba asta, nu are instrucția necesară. Nu a trecut până istoria acestui popor și dinainte de 89 și după, ca să vadă cum au evoluat între structurile, societățile, organizațiile. Și metodele s-au schimbat. Nu știu dacă ai observat că scânteia... Acum se lucrează cu manipulări. Da. Scânteia se aprinde mult mai greu. Manipulări fine chiar la nivel de aparatură. Păi există sigur. Pusă în piața universității aparatură, pentru că zonele astea sunt zone focar, din punct de psihologic, social... Social, eu aș zice că și energetic. De conștiință colectivă, da, energetic. Și sunt puse anumite aparate psihotronice. Psihotronică e o ramură a acestei... Da, dar astea și chiar, care dispersează energiile sociale. Chiar dacă ți-aș da dreptate, nu-ți dau dreptate, dar e posibil. Nu, dar la un chiar târg de inventică, la un târg de inventică de la Cluj... Da... S-a discutat treaba asta. Da. Și există oameni care au lucrat la proiect. Deci chiar dacă ți-aș da dreptate, eu spun că pe din mine nu m-ar influența. Da, de ce? Și niciun om cu care eu mă ajut acolo n-ar fi influențabil de... Astea influențează spiritele precare, gregare, păi, penibile. Da, fenomenele, de masă, fenomenele de masă nu atrag numai elite, numai vârfuri. Atrag oameni care... Da, dar masa are centri de putere, asta încerc nu, să spun. Nu, fenomenele de genul ăsta... ai citit psihologia mulțimilor lui Gustav Le Bon, da? Păi normal. Ok, bun. Păi nu, dar... Și ai văzut ce spune acolo? Da, dar e tot pe bază de idei. Da, da, e o regulă ocultă. Orice masă se coagulează pe o idee. Da, da, e o sau regulă, pe mai multe, e o regulă caz. Ocultă a psihologiei maselor care spune că ultimul, cel mai de jos, dă nivelul.
Relativ. Relativ. Am încercat treaba asta odată și nu mi-a ieșit. Chestia asta este definitorie. Adică, în general, masele sunt lipsite de conștiința unei psihologii elaborate. Ele merg pe idei simple. Da, tu te referi aici la explozii de mase, da. Gen Revoluția Română. Când toată lumea avea în cap că trebuie să scape de dictatori. Da, dar după aia ce să facem? Nu mai știa? S-a coagulat pe o idee. Libertate și aia este. Terminăm cu dictatorul. Gata, s-a marcat. Bun, păi am terminat cu el. Și acum? Păi stai. Eu zic ceva, tu zici ceva. Pac, s-a spart masa, s-a făcut CFSN-ul. O brambureală de nedescris. Nimeni nu putea să coaguleze ceva. Nu puteai să obții un vot, nu puteai să faci ceva. De ce? Că nu mai erau idei comune. Acolo toată lumea vedea lucrurile diferit. Dar acum ce spun eu, de când ne gândim la coagularea unei mase mari la ora asta, trebuie să-i coagulez pe o idee generoasă, care are niște subpuncte. În principiu eu aș ști care e ideea aia. Dar problema e că trebuie o portavoce mare. E adevărat. Nu merge, că acum totul e prin media. Așa e. Nu mai merge altfel. Așa ca e. Să fie clar. Noi trebuie să fim de acord că am avut lideri. De la bun început, de la Decebal până la Mareșal Antonescu, cu care s-a încheiat arcul. Că eu așa zic, eu îi povestesc mea. Băiețelului meu, când știi că toată lumea... Na, povestești copilului. Faci, da. Povestești copilului. Tati, spune și mie o poveste. Eu îi spun povești cu Decebal și cu Traian. Eu îi spun povești cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazul. Ăștia sunt poveștile pe care le spun eu băiețelului meu. Adică am îndurora. Am fost acum la Breaza și făceam un joc. Și la fosta mea soție. Și eram cu amândoi copii. Și făceam un joc, că ei vin la școală și eu sunt profesor. Și ce învățăm astăzi? Este ora de istorie. Tati, ce e istorie? Hai să vă explic eu ce e istorie. În cuvinte simple. Tot timpul ăsta care a trecut, de când erați voi mici, și dinainte să vă nașteți voi, s-au întâmplat niște lucruri aici în țara asta. Și voi trebuie să știți toate lucrurile astea. Și ce s-a întâmplat? Păi voi ați auzit de marele rege Decebal? Păi da, am auzit. Unde ai auzit-o? Cum zic copiii, că ei vor să arate că ei știu sau... Corect. Am auzit, nu, n-ați auzit. Hai să vă povestesc eu povestea lui Decebal. Și când i-am spus că Decebal s-a sinucis ca să nu cadă prizonier, el a făcut niște ochi mari așa și a zis... Cum s-a omorât? Dar de ce s-a omorât? Păi asta e o chestiune foarte complicată, să-ți explic eu treaba asta. De ce nu trebuie să fii prizonier? E foarte greu să-ți explic. Când o să crești mai mare, n-am putut să explic de ce s-a omorât. Valoarea libertății, pentru că, da. Pentru că el are valoarea vieții acum încastrată și el nu înțelege întotdeauna. Și fetița mea zice, a murit o bătrână, sărmana de ea, știi, îi pare rău că a murit. Deci au încastrată valoarea vieții și atunci e foarte greu să-i spui că un erou național, ca să nu cadă prizonier, și-a luat viața el. Și e complicat. Nu percepe la ora asta. Dar oricum, eu poveștile astea le spun lor. Nu le spun povești cu Făt Frumos și cu Ilea Cosânzeană. Și lor le plac chestiile astea. Dar dacă românii noștri, în loc să le povestească treburi de genul ăsta copiilor lor, le povestesc despre... Abar n-am, nu știu ce pițipoancă ce care iese pe... mai băgat în da, deci e clar că fetele vor lua acest exemplu. Și iată eleva, nu? Eleva care îl acuză pe profesor de viol. Ea zice, domne, m-a violat cu tare. Ea avea niște antecedente foarte nasoale. Și ce înseamnă majorat? Înseamnă că în ziua în care tu împlinești 18 ani, ești major. Ok. Și dacă mai ai câteva săptămâni până când împlinești 18 ani, se cheamă că nu ești major, nu? Bun. Dar dacă se întâmpla incidentul ăsta, la 18 ani ce o zi? Nu mai era pasibil proful de nimic. Corect. Dar chiar de nimic. Că era majoră. Chiar și că era eleva lui. Nu mai era nimic. Pe de altă parte, legea interpretează clar. Dom'le, e minoră, e corupere de minori. Știi cât îi dă? De la 2 la 8 ani. Pentru corupere de minori cu circunstanțe agravante pe relația profesor-elev. Da. Nu știu cum o să scape tipul. Mare prostie. Și eu am fost profesor. Și vedeam în clasele mele, am avut peste 600 de elevi. Vedeam în clasele mele tipe care arătau foarte bine. Care le dădeai lejer 20 de ani și ele aveau 16. Da. Dar niciodată nu m-aș fi băgat
Nu mi-aș fi... Păi a venit odată, era scandalul cu Andreea versus Trancă. Cu doctorul, cu, că a sărit de la etaj, că nu știu ce. Că a vrut să o omoare, că, mă rog, întreaga poveste. Și ea avea o colegă. Andreea. Și aia, colega ei, se îndrăgostise de mine. Eu, pe timp ce... Bine, cred că și ea. În timp ce anchetam eu cazul și eram eu supărat să demonstrez că nu avea voie doctorul să facă așa ceva. Asta a fost ceva și mai grav. Profiți de încrederea pacientului tău și te cuplezi cu el. Ce dracu, mă, și aia minoră. Dar culmea e că și aia mai avea câteva luni până să facă 18 ani. Deci vezi, se întâmplă lucrurile astea foarte la limită așa. Și aici nu e o reglementare în lege care să te ajute cumva. Bun. Și ba, da, există o reglementare, că eu sugerez la astfel de clienți să le răspundă bilețelele de amor cu bilețele pe care scrie te voi aștepta să crești. Da, mă, da. M-a scurs ce vreme da, să da, spun. Da, da, zi. Și mă sună una și zice, știi, eu sunt colegă cu Andreea, te-am văzut, îmi place foarte mult. Ești colegă cu Andreea? Înseamnă că nici tu n-ai împlinit 18 ani. Nu. Caută-mă după ce împlinești 18 ani. Și am închis telefonul. Nu m-am mai căutat niciodată. Poate era un test, poate era nu știu ce. În fine, da, cu Diana Ilie, care mi-a fost mie angajată aici, în post. Același lucru s-a întâmplat. Ea era la Fashion Week. Nu știam. Da, mă, era la Fashion Week, nu știu ce, baleta pe scenă pe acolo. Și ne-am văzut, n-am avut nicio treabă unul cu altul. Și după aia vorbeam pe... Era atunci pe... Messenger. Nu, pe High Five. Trimiteam mesaje pe High Five. Ce vrem. Și da, cu mulți ani în urmă. Și trimiteam mesaje pe High Five. Și ea zice, ești un tip interesant, nu știu ce cu tare. Bă, și eu zic, în afară de faptul că am o relație, eu, tu câți ani ai? Păi împlinesc 18 în iunie sau ceva de genul ăsta. Și zic, mai vorbim după ce împlinești 18 ani. O mai vedea și ce-o fi în viața mea. Serios. Înțeleaptă alegere. Da. Și n-am mai vorbit după aia. Vezi, toate chestiile astea, ca și cum pe ele, le-ar apuca la un moment dat așa o chestie, o febrilitate, așa ceva. Și după aia tu când îi spui, mai vorbim după 18 ani, le trece. Știi? Ciudat. Adică le trece. Bine că nu te apuci acum să vânezi fetele când împlinesc ele 18 ani, să te duci și la ea, ai 18 ani, ai împlinit 18 ani, gata, mâine ne vedem să bem un suc sau ceva. Știi, dar am pățit chestia asta, da, deci de două ori. Și după aia, sigur că nu s-a întâmplat absolut nimic, nici n-am mai avut vreo treabă, nici n-am mai avut vreun intent. Deci vorbeam de studenții, ei văzut ce fac, să strâng niște săle acolo și dezbat. Da. Că aș zice să la tineret... democrație, dreapta, românism, ziua națională. Deci de unde 90 plecai 10 ani și ajungeai la guvern 100, acum pleci 100 și ajungi singur. Da, da. Eventual. Eventual. E reversul, clar. De aia și voi cu noua dreaptă vă chinuiți de ani de zile să strângeți din ce în ce mai mulți oameni. Și vezi că oamenii ăștia sunt puțin. A elevei, e un miracol. A elevei porno, a elevei nu știu de care, sigur. Dar și cu eleva aceasta violetă. Violată, haide să ne aducem aminte, mă rog, pentru cine nu știe, tatăl acestei eleve este unul dintre interlopii orașului Brăila, Galaș, de unde este. Nu putem să vorbim acum de cine știe ce calități morale. Bineînțeles, individul acesta a căzut în plasă nevinovat. Problema relația elev profesor-elev este foarte clară, trebuie o limită. Deci, că tot am vorbit și tot ce ți-a spus acum, ai înțeles. Deci da. Nu mai trebuie să... Da, ideea este că ți-a dat și tot exemplu. Am vorbit și de clanul. Nimeni nu ar conveni dacă are o fată. Sigur. Însă, indiferent că e vina ei, că e... E relația profesor-elev. E relația profesor-elev. Da, profesor trebuie să fie cel clar care... Clar nu pot stabili că e vina ei. Nu. Noi luptăm la noua dreaptă de 11 ani, tocmai această mentalitate s-o schimbă. Relația trebuia... Este forbidden. Cel care trebuia să aibă niciodată profesorul, da. Niciodată. Profesorul nu trebuie să aibă, deci noi doctorul cu pacientul. Niciodată. Da. Mai ales când e vorba de minori. Avocatul cu clienta? Nici. Nici.
Nici, noi încercăm să schimbăm la noua treabă. Aștept să termin cazul. Nu, era un banc. Și după ce termin cazul, și, că la Baru, și te asigur că e majoră totuși. La Baru era chemat unul dintre membrii din Consiliu și îl sună un coleg și zice: maestre, vin ocazia, avem Consiliu, avem ședință, se discută lucruri importante. Zice: dragul meu, zice, nu pot, că am o clientă. Zice: de fapt, dacă pot, nu vin. Dacă nu pot, vin. Cam așa și aici. Deci, noi încercăm să schimbăm tocmai această mentalitate, pentru că ceea ce se petrece la ora actuală cu tineretul din România, și noi suntem, și eu și Alexandru, suntem tineri și știm, dar este groaznic. Vă spun, ajung, astea sunt niște probleme minore, că destrăbălare, cluburi, dar sunt cazuri mult mai grave. În privința drogurilor, în privința prostituției, în privința multor lucruri. Ajung la 14-15 ani să fie dependenți de droguri. Asta mi se pare înfiorător. Nimeni nu ia, că tot spun, se fac la televizor niște reportaje, campanii antidrogă, ți aduc cu 150 de vedete, vedetuțe, care cântă pe acolo, nu te droga, nu te droga, dar în fond și la urma urmei nu fac nimica. Noi am avut și campanie împotriva drogurilor, a etnobotanicilor, și în campanie împotriva clanurilor țigănești, acum două săptămâni de zile, sau nu? O lună de zile am împărțit fluturaș la Unirii. Lumea se uita la noi, parcă eram ceva așa, uite domne, ăștia ce fac. Tocmai asta este chestia. Da. Încercăm să schimbăm... O campanie care a avut rezultate bune. Da, încercăm să schimbăm niște mentalități, iar de tineretul acesta din România trebuie să ocupe cineva. Și cu anumite măsuri, nu doar așa din gură, trebuie să vorbești cu ei, să le înțelegi problemele. Pentru că situația în România este cum este și mulți cad în această capcană a drogurilor, a prostituției, a tuturor acestor nenorociri. Ideea este că toate aceste cazuri, cum este cel pe care l-ați amintit dumneavoastră, sunt rezultate tocmai a crizei morale cu care se confruntă societatea și a eroziunii valorilor care se petrece de două zile. Avem Colobianca tot timpul. E foarte interesant că lumea vine... Colobianca model... Tinerii vin spre noi. Colobianca model, pe altă linie... Ziceam că tinerii vin spre noua dreaptă, momiți de o imagine a extremismului. Presa ne zugrăvește în culori din astea sumbre, iată, skinhead-ii, extremiștii care bat, omoară, fac lucruri extreme. Și vin îmbrăcați așa, paramilitar, mulți dintre ei zici că au venit să mergem să omorâm țigani sau să nu știu ce să facem. Și când aud că e vorba de disciplină, că e vorba de a învăța niște lucruri, de a citi, de a te informa, de a cunoaște istoria, identitatea, încep să dispară cei care nu sunt pe acest calapod. Până la urmă, cei care nu vor s-au lucrurile astea. S-au luat și seriul pe gubași de urmărit. Da. Și atunci, ani de zi. Și atunci de asta este un proces de selecție treptată a membrilor, că dacă îți vină 1000, dar nu sunt de calitate și sunt tineri zgubilitiși care n-au înțeles ce vrea această organizație, care sunt fundamentele și ideologia ei, normal că pleacă. E practic o... Noi tindem spre omul nou. Omul nou, așa cum a fost el, cum spunea capitanul Corneliu Zelea Codreanu, acel tânăr care să schimbe ceva sau să fie un model pentru ceilalți. Nici noi nu suntem perfecți, nu spunem, domne, suntem noi cei mai perfecți, încercăm. Dar noi tindem spre acea idee, spre acel ideal. Ideal al tinereții noastre, care nu știm dacă l-am făcut bine sau nu l-am făcut. Ne-am străduit, am încercat în condițiile de față. Vom vedea mai încolo. Sperăm să adunăm cât mai mulți sau să vină oameni și mai tineri decât noi care să ducă mai departe lupta. Sau, mă rog, putem să învățăm și noi de la ei. Dar este greu, mai ales în situația, dumneavoastră știți cel mai bine, domnul Lazarus, este greu. Poate dumneavoastră ați prins acum 12 ani, când erați dumneavoastră, societatea românească arăta altcumva. Acum această societate românească, v-am mai spus mai devreme, în privința tinerilor, este devastată de droguri. Nu, așa și atunci era la aceste fel, fenomene, dar nu știe lumea. Existau elemente de decrepitudine, zorii dar de este, căderi erau, dar este, mai mult. Oricum nu făceai treabă cu ce era în afara sferei studențești. Da. Înțelegi? Deci da, în București erau circa 150.000 de studenți. Oh, mulți. Păi da, mulți. Au câte 20.000. Politehnica, universitatea și ASU au câte 20, aveau 20, 21, 23.000. Deci numai astea trei aveau 60.000 de studenți. Dar dumneavoastră, de când ați mai fost în complexul regiei? Ca idee. Cred că de vreo 2 ani. Eu merg acolo, să spun, mai în fiecare săptămână, că mai sunt cu colegi, că și-am terminat acum facultate, mai sunt cu colegi, mai bem un suc, mai...
deci este o beție și o curvăsărie. Așa era și atunci. Dar acum totul este la modă extremă. Deci, dar eu știi ce le făceam? Eu știi ce le făceam? Eu le-am pus lacătele pe universități. Eu i-am scos în pumni afară. Mai ales pe aia de la ASE, aia niște... Mă apuc să vorbesc acum. Ia zi. Niște fete, niște fete cucuiete pe acolo și leneșe și ele erau ocupate tot cu discotecile și atunci. Atunci era why not-ul era. Cum adică și atunci? Adică acum? Nu, și acum cluburile acum sunt... Grav. Acum cluburile sunt pline. Toți zic, domnule, suntem studenți, suntem amărâți. Mă, atât de amărâți sunt că te duci în club, îi vezi 10 sticle de whisky, de vodka. Au ajuns mascații să facă razi odată la două săptămâni în căminele. Chiar acum două săptămâni au făcut mascații razie, un kil de marihuana, nu știu ce s-a mai găsit pe acolo. Dacă asta e studențimea? Puteți, pe tema tineretului, mai faceți altă emisiune? Că văd că sunt multe lucruri de spus. Sigur. Și ar fi o emisiune chiar interesantă, pentru că sunt niște pericole și vorbim de viitorul. Viitorul României, care dacă stăm să-l privim atent cum arată acest al viitorul al României, vă spun sigur că ne îngrozim. Au ajuns dependenți de etnobotanice la 12 ani. Caz de la Iași. Și mulți tineri de ce sunt atrași? Adică cum putem să-i punem pe un drum? Și de clanurile acestea interlop. Deci unul ca un mare interlop, nu știu să... Problema tinerilor, a copiilor, în opinia mea, ar fi aceea că ei nu mai sunt educați în primul de părinți, de familie, nici măcar de școală, ci de mass media. De stradă. Mass media de mass media cea mai proastă calitate, din păcate, de cele mai multe ori. Adică ajungi să vezi că la idol pe nu știu ce interlop, cămătar, țigan, cuțitaș, ucigaș... Un serial au spart ratingul cu genul... Părintele, dacă vine acasă bun, după două... joburi pe care și le-a luat ca să supraviețuiască, să ducă rate la bancă și alte chestii. Ai ce chem mai are de copil sau... Țigănia aia de pe ProTV cu state, cu aia, nu știu. Da. Băi, de cea mai joasă speță, venibilitate. De se auzeau pe ce facea statea ăla? Avea curve la produs în Pe ăsta e modelul tineretului. Da. Pseudomodele, non-valori. Deci, cum să faci tu așa ceva pentru rating? Nu s-a sesizat niciun CNA, n-a avut nicio treabă. Stai mă puțin, ce mesaj dai tu prin această chestie? Corect. Tu nu te gândești așa? Ok, e un film, o telenovelă. Actori mari care au jucat acolo. Eu nici n-aș fi jucat, nici dacă mă plătea. Nu mă duceam să joc în așa ceva. Bun, ați jucat, e în regulă, faceți pe țigani. Bun, acum eu vin și întreb. Ce mesaj ați dat voi? Păi se vede mesajul. Dar se vede. Interesant că 180 cu mașina prin oraș omoară lumea. Droguri cu tare, fetele la prostituție pentru 102-3 de euro. Se vede. Ăsta e mesajul pe care l-a dat. Astea sunt modelele. Care sunt modelele altele? Până și diva de Brăduleasca a ajuns până la urmă să aibă o relație cu cine? Cu Oțil. Pârț Mariță Ondragavei. Cine-i mă Oțil? Un măscărici care tra-la-la, tra-la-la pe la un matinal. Păi cu asta îmi dai tu mie... seamă de valoare. Băi, când ajungi la un nivel, nu mai poți să cobori. Că te duci direct în cap, pe caldarâm, și îți împrăștii creierii. Ce a făcut ea, de fapt? Ce s-a ales de ea, până la urmă? A, da. Dacă stai să te gândești. Deci numai la Antena 1, de ce nu face emisiuni? Ea a pornit de la stadiul de umilă taximetristă. Nu, a pornit de la acela stadiu și a ajuns la acela stadiu. Nu, deci de la stadiul... Este alfa și omega, știi? La un moment dat este începutul și sfârșitul. S-a închis cercul, a ajuns la origine. De la 89, nu? 89, cu Dan Iosif, ne amintim? Da, bine, că vii cu Dan Iosif. Nu ne amintim, că nu-și mai amintește lumea. Lumea nu știe. Noi mai... Crede-mă, că habar n-are. Le știm, nu? Habar n-are. A fost secretarul Dan Iosif, nu? Deci, niște treburi grave numai. Ce să mai văd? Dive. 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 Eu văd o divă, o tipă care profesional vorbind a parcurs niște etape, a avut o educație aleasă, are o distincție. S-a retras și... nu știu, o actriță dacă vrei, nu știu, Maya Morgenstern poate e o divă. Sau poate, băi, aia a obținut rol în...
în film planetar, bă, mama lui Iisus, băi, dar ce a pățit după filmul acela cu mama Iisus, că săraca și aia a zis când a venit în țară că am fost pedepsită pentru acest rol, având în vedere că e de religie iudaică. Chiar a declarat, am fost pedepsită pentru acest rol. Mai mult ce pot să zic? Eu mă refer aici strict la cariera profesională a unui om. Da. Nu da. Mă interesează aspectele colaterale. Să ne gândim la Dem Rădulescu sau la... Dar astăzi, Marcel Iureș. Da. 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 Dragoș Bucur, iarăși, dintre actorii cei tineri. Hai să le luăm. Hai să luăm aceste valori, să le punem în față. Să vorbească tabloidele despre ei. A, n-au ce să spună nasol. Oh, ce neplăcut. Păi, Dragoș... Și atunci nu mai scriem despre ei, deloc. Îi ignorăm. Bun, ia să o luăm pe asta, trașcă, cum o cheam, Pamela de România. I s-a deplasat siliconul. De la ce? De la o partidă de sex sălbatic. Vai, ce situație. Mai stă puțin, nu se mai întâmplă nimic. Ce ne facem? Inventăm. A fost abuzată de tasul în copilărie, e clar. Și apoi deprimată. Mai stăm puțin, ce facem? S-a cuplat cu unul jilavu. Da, ăla este... Care e un nefericit... Un, cum le zici tu ăstora? Nu, este... Prostituați. Așa. Nu, este chiar cu stă cu mine. Pe Andrei chiar îl cunosc că stă cu mine în cartier. Da, trebuie să te contrazic, da? Pentru că mă amendează pe mine CNU. Deci n-am spus, eu tu ai spus. Și atunci te amendez. Are guess who un vers. Cele mai multe târfe nu-s femei. Da? Bine, e în regulă. Îmi place foarte tare. E în regulă. Deci n-ai înțeles la ce se referea ea. Agitația asta după imagine cu orice preț. Știu. Bărbați gen care... Apar la burlăcița, mă. Păi nu, dar asta... Și să cauți, mă, acolo. Și demnitatea ei, mă, de bărbat. Dar se prezintă un fals model pentru că tinerii sunt atrași și sunt... Dom'le, lifestyle-ul ăsta. Dumneavoastră îl cunoașteți, nu e niciun lifestyle. Se duc acolo, de obicei fac fițe la masă cu șampanie și n-au 2000 de lei. N-au bani de tațiu să pleci acasă. Corect, nu, n-au bani de intrare. Sau la masă așteaptă și n-au bani să agațe pe cineva care să-i faciliteze niște treburi. Da. Păi astea sunt modele. Păi după astea mă iau eu. Prostul gust evident. Vreau să văd și eu un om care a făcut ceva în viața lui, care are niște realizări, care s-a chinuit să ajungă undeva. Tocmai din cauza... Apar tot felul de cocoțați din ăștia. Da, cine-i mă ăla? Ai observat că sunt și critici. Da. Ei sunt foarte critici. Ei pun țara la cale. Ei vorbesc urât despre toată lumea, dar ei în viața lor n-au făcut nimic. Decât că ce să-mi aduc aminte de toată pleava aia din, la începutul anilor 2000, de al de Magda Ciumac și toate alea, care au fost aruncate să, în față de același gărgăune de ăsta, de același găunos de Diaconescu ăsta, pentru că el nu a făcut facultate de jurnalism. El nu are vreun master în ceva. El nu are nici măcar facultatea aia de inginerie de la Politehnică terminată. Și atunci omul nu avea scrupule. Nu și-a însușit niște valori. Nu și-a internalizat niște principii. Nu a gândit, domne, eu am un singur țel. Să spun adevărul. Orice s-ar întâmpla, eu trebuie să spun adevărul. Dacă mi se pare că cineva deraiază, eu trebuie să-l aduc pe calea cea bună. Nu! El ăsta era principiul lui, să deraieze pe toată lumea. Să o ia toată lumea până la rătură. Iu, unde te duci tu, mă? Alo, care-i treaba? Ha, stai acolo, că e bine. De, ia, mai zi. Da, da, nu te supăra. S-au otevizat acum când dau pe un post, nu mai știu ai văzut, ce post e, ai văzut ce s-a întâmplat deci, cu de ce s-a acuzat? Păi, uite-te... Cu accesul. Ai văzut ce s-a întâmplat? Uite-te pe orice adică, post, nu știi... Bagă pe cineva în direct și spune, anonim. Ce e asta? Cum mă să-mi bagi un anonim în direct? Păi eu sunt aici în direct. Mă cunoaște lumea, știe ce am făcut, ce n-am făcut cu tare. Cât poate să știe, că apropo de cum zugrăvește presa lucrurile, nu mai înțelegi nimic. Dar măcar îți asumi acolo responsabilitate. Și vine unul, anonim. Auzi, mă, dar de ce nu-ți dai numele? Mi-e frică, domnule. Un ilustru anonim. Știe? Cine știe ce se poate întâmpla, domnule? Nu merge așa. Corect. Ai văzut ce e pe site-uri? E plin de mizerii. E plin. Ăștia sunt ăia din spatele calculatoarelor. Da. Ce se răzbună ei pe tastatură acolo. Ce scriu ei pe tastatură acolo, domne, ce ne jură echipe, pe toți. Sunt echipe plătite de anumite partide sau anumite structuri
să facă acest lucru, să-l supravegheze. Da, cu fiecare om politic are blog, el nici nu știe să scrie, dar el are un om acolo care se ocupă și scrie numele lui și bagă materiale și face. Interesant, dar m-am ținut să răspunde, răspunde pe blog. La fel era cu videochatul la începuturi, știți că angajez studente să așa, dar până la studente aia operatorii, calculator. Eu nu mi-am făcut niciodată un blog, știi de ce? Pentru că mie mi-a luat foarte mult timp ca să elaborez ceva, să scriu ceva, mi-a luat timp. Eu am un blog, bine, blogul meu care l-am este mai mult bazat pe ortodoxie. Și pot să vă, acum 5-6 luni când am început cu el, era un blog foarte micuț, era citit. Mă pot să spun că a ajuns la un nivel cam mediu. Dar totuși mă bucur că am reușit să le aduc puținor oameni care citesc o rază de speranță, oamenii se regăsesc în chestia asta. Asta vrem să transmitem și noi, v-am spus ca organizație, acest mesaj. Să încercăm să ne unim, să facem ceva pe mai departe. Noi am încercat, v-am spus, cu toate greșelile noastre, am fost tineri, nu am putut să spunem că am făcut un lucru, dar măcar am încercat, am pus bazele, un grăunte de nisip l-am făcut. O să vedem ce va fi. Eu cred că, așa că om care a absolvit filozofia și se mai pricepe la chestiuni de influențare a opinii publice, ca să nu zic manipulare, dar e bine. Adică manipulare este peiorativ, influențare este cu bine. Cred că voi aveți o problemă privind referențialul. Voi aveți niște simboluri, niște culori, niște mentori în istorie care au fost de-a lungul decadelor care au urmat după al doilea război mondial înfierați. Voi nu aveți cum să schimbați acum lucrurile astea. Și atunci trebuie gândită o altă strategie. Părerea mea. S-au schimbat în privința iudului, da. Privința sfinților închisorilor s-au schimbat, s-au schimbat radical. Pentru că 80% din sfinții închisorilor au fost... Când vorbim de legionari... Nu, niciodată când tu ai pronunțat cuvântul legionar, da. În secunda 2, să știi că ești deja cu cărămida în canal. Da. Ești colo, în Dâmbovița. Mentalul. Cu ea de gât. Mentalul colectiv. Tragi de ea, nu știu ce. A spus Zelea Codreanu că nu știu ce. Da. Schimbați canalul. Cu tare nu știu ce. Înțelegi? Deci asta, ca strategie, nu e bună. De ce? Pentru că opinia publică nu e formată, vorba lui Socrate, într-o zi. Sau în două, sau în nouă. Opinia publică, cum le-a spus Socrate în Apologie, eu n-am timp în 3 ore să vă convinc de ce vi s-a inoculat în cap timp de 20-30 de ani. Corect, n-am cum să vă întorc acum. Voi aveți mentalitatea voastră, v-ați făcut, voi deja nu mă judecați pe mine. Voi ați pronunțat deja verdictul. Așa și voi. Voi practic, că eram eu pe vremea când eram eu lider al studenților, eu vedeam afișe cu Noua Dreptă lipite. Pe la facultate de istorie, pe acolo, la universitate. Și mă uitam așa și mă gândeam, asta e greșit, asta e în regulă, asta nu, asta... Mai venea și surul. Mă trezeam cu el pe cap pe acolo. Bă, Lazarus, că nu știu, bă, lasă-mă, mă, în pace, pleacă de aici, mă. Nu te da pe lângă mine, că mă înverzești cumva, pleacă de aici. Îmi pui vreo diagonală pe aici, nu? Stai că știu eu cum e strategia, stai, vezi de treabă. Deci, era un moment bun, ăla, 98-2000, bun. Dar nu s-a știut a fi speculat. A mers un pic extremist și atunci imediat s-a catalogat și catalogat a rămas. Și acum, sigur că eu am făcut o organizație de tineri la un moment dat, se numea Noul Val. Toată lumea de la Neo ăsta, știi, e periculos Neo. Da, da. Toată lumea îmi spunea, da, ai ceva cu legionarii, cu ăștia, cu ăștia? Nu, ce treabă, Noul Val. Dar e New Wave, e ceva cu psihedelicul, cu drogurile, cum știu, nu e, măne. Până la urmă am închis-o. Dar știi de ce? Pentru că eu nu puteam să-i schimb numele. Da, deci eu puteam să-i schimb numele. Dar este un film. Dar știi cum? Feeling-ul meu, convingerea mea era că n-aveam cum să-i schimb numele. Nu i-am schimbat numele și am închis-o. Deci n-am putut. Păi cum să-i fi spus? Da. Caca, maca, cum să-i fi spus? Macare. Este și un film german, a apărut acum vreo 2-3 ani de zi, Der Welle, Valul se cheamă.
Tot da. Așa cu... Să-l urmăriți că este foarte, foarte interesant. Toffler, al treilea la... val. Da. Deci eu nu fac parte din noua dreaptă. Nu, dumneavoastră faceți parte din alte multe evenimente post-decembriste. Îi simpatizez pe... Dumnealui este portretizarea proverbului românesc: când n-ai un bătrân să-l cumperi. Ni l-am cumpărat și l-am luat cu noi. Da, să-l valorificăm. Deci încercam să le mai dăm câteva sfaturi din experiența asta nefericită pe care am avut-o tocmai pe aceea chestie, cu simbolul și cu asta. Și ideea este că ei pot rămâne la nivel de ONG, și totuși trebuie creată o formațiune în care și ei să facă parte, nu cu totul, ci eu. Cei care au vocație politică. Cei care au vocație politică dintr-o nouă formațiune politică. Și cum să-i ziceți? Nu ne-am gândit, ei se tot trabunează. Numele e periculos de important. Știu. Numele. Partidul Naționalist. Noi așa am zis să începem cu această idee de Partid Naționalist. Și ce însemne să aibă? Păi, momentan, ideea de însemn nu putem să o dezvăluim pentru că ne e frică că până la registrul mai e altcineva. E o problemă. Ne-am hotărât cu greu. Ideea e originală, dar rămâne de văzut. Grijă mare la însemne. Da. Asta grijă le-am spus și eu. Nici eu nu știu semnul, dar le-am mai spus: aveți mare grijă ce înseamnă. Eu la nou val știi ce înseamnă aveam, nu? Nu. O inimă? Mare! Cum? Standardul dacic. Da, lupul. Lupul cu corp de șarpe. Da, uite, ai dat o idee, vezi? Da. Nu știu, am senzația că este mort simbolul. Eu am o teorie a mea, că, de ca filozof, o teorie a simbolurilor. Sunt simboluri care sunt universale, eterne, și simboluri care se sting. Senzația mea e că simbolul ăsta, deși este, are el ceva ezoteric și oarecare carism, așa să zicem, nu mai merge în vremurile noastre. Cred că trebuie altceva. Nu m-am gândit încă, dar dacă sunt mai, facem un brainstorming odată. Ai flair la... Dacă la sunt mai multe capete, eu mă uit și îmi dau seama imediat. E foarte dau seama dacă un simbol poate să aibă viitor sau nu. Ai ajuns exact la concluzia unui filozof și ocultist român care a scris niște lucrări despre Lovinescu, este Vasile Lovinescu. Da, celălalt Lovinescu. Celălalt Lovinescu, da. Are interpretare ezoterică a unor bazme și balade populare românești, care e foarte interesantă, și are un pasaj despre această tensiune colectivă care e centrată în jurul unor simboluri, simboluri naționale, și cum schimbarea de mentalități la nivel de colectivitate lipsește de putere sau, din potrivă, încarcă de putere anumite simboluri, vechi sau noi. Da. Și aici este ceea ce ai spus tu e corect, pentru că dacă eram un popor care încă în continuare eram educat în cultul unei istorii vii, care n-ar fi fost demonetizată, iar miturile noastre și eroii n-ar fi fost dezbrăcați de clamida asta de eroism, ar fi funcționat. Dar nu mai funcționează tocmai pentru că Ștefan cel Mare nu mai e atât de mare, că mai era deși l-am canonizat. Așa, da? Deși l-am canonizat. Dar a făcut câte biserici, câte da. Femei a avut, știi? Exact. Cam asta e ideea. Și atunci, îl lovești la temelie, demitizezi. Asta... Ce demitizezi, nu te aștepți după aia să te sprijine. Exact. Dar avem un talent unic în a ne ucide, în a bagiocori toate valorile metoda naționale. Nu, nu e nou, de la Sun Tzu, în Arta Războiului. Da. Cum îți poți distruge un adversar. Omul are simbolurile și l-ai terminat. Păi sigur. Dar nu știu, dar noi avem de aici ideea de a lua steagul. Dar noi avem o chestie autodestructivă, adică poate ne fac și alții rău, dar hai să ne privim pe noi, dar să ne corectăm pe noi. Dar și ideea de a ridica steagul ca să-i aduni. Păi sigur. Deci, păi în jurul steagului, da. Steagul e simbolistica unei întregi teorii care se află în spatele lui, dar vezi că acum nu mai contează. Observi? Ba, contează, nu e întâmplător că avem roșu, galben și albastru. Nu, ăsta este al României, eu vorbesc aici de partide. Deci partidele nu au steaguri. Ele nu au o simbolistică anume. Ele au doar culori. Dar nici culorile nu sunt valabile. Ai văzut cum s-a furat portocaliu?
Da. Deci portocaliu era al unei coaliții care a venit s-a, la nivel planetar, s-a făcut un studiu și s-a ajuns la concluzia de unde s-a plecat, de la Orange. S-a plecat de la ideea că pătrățelul Orange dă liniște, dă oarecare... Stabilitate. Da, și că, că Orange, de fapt, a inventat, a găsit și a inventat și a găsit treaba asta. Și da, din cauza asta, Orange este un pătrățel portocaliu. Provine și chiar scrie locale. Orange, culmea. În aceste condiții, el și-a pus acest brand. La nivel planetar s-a gândit o strategie, apropo de revoluțiile din lumea de est, vezi Ucraina, nu știu ce, au fost mai mulți atunci care au fost portocalii. Asta nu e o chestie că a luat-o Băsescu, nici vorbă. Corect. A fost o chestie planetară aici. Și cine a luat portocaliu a câștigat. Acum ei ce au făcut? Ei au câștigat ca și coaliție. Dar după aceea ei i-au desfăcut pe liberal din chestia asta și și-au însușit ei, doar ei, portocaliu, care este o cheie, e un simbol, e o intrare, e doar o culoare. Înțelegi? S-a plecat de la o chestie strict economică de vânzări. Să fim noi mai buni, cu tare, decât Vodafone, de exemplu, care are și are o picătură, o lacrimă și aia e o șmecherie foarte tare acolo. Astea sunt mesaje subliminale, de fapt. Lacrima aceea, de fapt, e tot ce spun, că ar fi, fi reprezentarea celui 666 pomeni de Biblie. Discutabil. Și asta este o chestie foarte... Chiar într-o emisiune ar fi bine să discutați despre aceste lucruri, de această simbolistică. Observați și dumneavoastră în foarte multe clipuri. Multă lume zice, domne, este o glumă. Și anumite semne care se tot fac. Păi este o glumă, dar de ce aia are mai multă influență decât altele? Asta, asta e de studiat. Cu, asta cu pătratul, că ea activează anumite lucruri. Asta cu pătratul e luată dintr-o carte, de fapt din mai multe cărți, care exemplifică despre structura subtilă a corpului uman, despre chakre. Da? Da. Fiecare chakră are un simbol, da? Are o formă care o reprezintă. Chakra stabilității, prima de la baza coloanei, este cea care are ca corespondent subtil pământul, da? Baza, stabilitatea, iar forma este pătratul. Acest pătrat cu colțuri rotunjite, ca să nu înțepe, ca să nu dea senzație de duritate, a fost simbolul ales, iar culoarea corespondentă este galbenul argilos, adică portocaliu. Și cu asta am lămurit de unde au luat băieții tehnic, da, vorbind. Sunt, iar chestiunea, cum spun, vizual, vechi de când lumea. Vizual pune în rezonanță omul care privește acel pătrat portocaliu exact cu această energie. Păi sigur. Și ca să nu mai vorbim, ca deci, să nu mai vorbim despre svastică, pentru că s-ar putea, da, să ne apuce dimineața. Da. Păi nu, că da, da, spus și în emisiunea care e următorul simbol care urmează. Svastica nu este ilegală, este imorală, probabil. Dar svastica a răsturnat-o cum a folosit-o Adolf Hitler, pentru că el a folosit svastica în cârligată. În cârligată, dar svastica normal s-a găsit și pe teritoriul Daciei. Sunt temple budiste, svasticile, acum 3000 de ani. Dacă o ironie a sorții, Motorola au scos un telefon acum vreo 2 ani pentru a celebra o sărbătoare budistă cu svastica în mijloc. Și vreo 3000 de telefoane au ajuns în Israel. Foarte serios, că s-au întors și s-au ceea șocat. Ceea ce pentru ei e echivalent cu suprimarea. Nu, nu e adevărat. Există, deci culmea... Nu, dar li s-a întipărit în conștiința lor. Da. Culmea, și popor treaba asta. Deci, culmea ironiei este că în Israel anul ăsta au fost condamnat un grup de tineri evrei. Evrei. Și da, pentru rasism și pentru rasism și faptul că erau neonaziști. Deci evrei neonaziști, cine a mai auzit așa ceva? Dar seama ce absurditate. Da, da. Dar oricum, ei chiar puneau la cale oricum, atentate, e, se gândeau e lucru să facă știut să-i... că Hitler avea un întreg departament de parapsihologie și a făcut N experimente și colo la castel. Da, da, problema este mult mai adâncă, pentru că toată elita nazistă erau oameni care proveneau din niște familii foarte bune, niște rădăcini, erau niște oameni foarte erudiți, adică nu erau niște nei ca nimeni aduși după stradă sau niște simpli soldați care au făcut o chestie de acest și gen. Și e ciudat cum a putut el să-i controleze, să-i manipuleze și să facă din ei niște cârpe. Hitler avea un talent, oratoria. Talentul acesta... E adevărat. Cuvintele sunt mai puternice. Era posedat. Discursul lui de la Hamburg, de anumite deci forțe discursul care lui erau... de la Hamburg a durat 9 ore în fața 300 și ceva de mii de oameni. În aceste 9 ore nu și-a repetat nicio idee.
primul lui discurs prin 1902 în berărie, tot așa, avea discursuri fluvii 7, 8, 10 ore. Și toată lumea era sub ca într-o vrajă. Toți îl priveau fascinați. El a speculat o idee clară. Da. Germania über alles. Da. Noi suntem deasupra tuturor. Simplu. De aici derivă toate. Și de aici a luat de la Nietzsche Übermensch-ul, supraomul. Da. Din așa grăita Zarathustra. Da. Și gata. I-a rezolvat pe toți. Germania e deasupra tuturor, noi suntem supraoameni. Arienii. Hai, la revedere. Restul la gară. Le-a trezit acest sentiment, tot pe naționalism s-a bazat, dar pe un naționalism agresiv, care arăta că, de fapt, ei sunt deasupra, sunt o rasă superioară. Și ăștia evrei sunt niște nenorociți și alții și alții. Țiganii, la fel. Și atunci, sigur că le-a trezit anumite... Ei vedeau oricum că-s mai preciși, vedeau oricum că-s mai preciși, că-s mai avansați tehnic, tehnologic. Iar... Vedeau lucrurile astea, dar nu avea cine să le arate. Bă, voi nu vedeți că voi sunteți mai buni decât ceilalți? Voi nu vedeți că atunci când vă apucați de o treabă, voi o duceți la bun sfârșit și aveți rezultate mai bune? Puteți să ne mândri că... Voi de ce n-aveți muncă? Că n-aveau muncă, erau șomajul, criza din 33, toate nebunile alea. De ce n-avem noi muncă? Toată lumea să aibă de muncă. Unde? Tancuri, submarine, avioane, cu tare. Autostrăzi. Păi și astăzi Germania are autostrăzi făcute de Hitler. Putem să ne mândrim că Marcello Antonescu era singurul care îl domina pe Hitler. Era singurul care, în fața căruia se ridica, bine, unii spun folclor, dacă este, că din cauza gradului, că el era caporal și în fața unui... Nu, dar sunt dovezi clare la toate întâlnirile. E o legendă până la urmă. Eu zic că dacă Mareșalul Antonescu era lăsat să termine el războiul, România era tratată altfel decât a fost tratată. Dar așa au întors ăștia armele, am picat de niște trădători la gher, ca la gher, nu? Păi ori ce facem aici? Ori mergem până la capăt, ori... Păi când vreodată a întors Napoleon armele? Ce glumă! Dacă aici o țară ca mică, ca Finlanda a rezistat, noi de ce n-am fi rezistat? Aici este o chestie tare curioasă și trebuie discutată. Când am devenit atât de duplicitari în luptă? Strămoșii noștri n-au fost niciodată așa, au mers toți în față. 10.000 ne băteam cu un imperiu. Dar când am devenit? Când s-a produs această ruptură? Pe când n-am mai fost noi. Corect. Când au apărut comuniștii, vopsiți, și veniți de până toate coclaurile... Partidul Comunist la atunci erau și erau și de alte etnii și naționalități, tot vopsite. 92,5%. Asta este procentul de comuniști de etnie evrească din Partidul Comunist Comuniștilor. Comunist din România. Da. Partidul Comunist din România. Comuniștilor. Erau secțiuni ale internaționale. Înțeles. Dar ce au făcut, probabil că știu asta, știi despre experimentul Pitești, pur și simplu până și pe cei din Gulag i-au lăsat mască. Deci a fost o chestie atât de atroce. Cum au reușit acolo, iarăși, cred că sunt funcționat niște... Pui țăranul needucat. Eu am făcut armata 2 ani la marină. Păi nene, eu când am venit din Constanța și m-a dat pe mâna unor moldoveni din văscăuții din deal, păi ăia își imaginau că ei sunt Dumnezei acolo, în armată. Bătăi, cu tare, spală-mi hainele. Eu nu reveneam. Ce e ce, frate? Ce cu ăștia? De unde au apărut ăștia? Cine sunt ăștia? Ăștia nu încheagă două fraze. Cum să-mi dai tu mie ordine să spăl eu țoalele? Să dai cu picioarele, să cu pumnii, cu nu știu ce? Era un pocăit sărac, un baptist și i-au zis, înjură-mă! Ăla nu înjura niciodată în viața asta. Și i-au pus un vailing de la mare de aluminiu cu farfurii de inox. Știi că noi aveam inox. Grele, știu. Grele, rău de tot. Și stai în poziția 3, în genoflexiune. Nu a rezistat mai mult de 3-4 minute. Se prăbușea. A căzut cu toate alea. Nu vrei, mă, să înjuri? I-a dat la pumnii în piept și în cap și ăla n-a vrut să înjuri. N-a putut să-l dovedească. Și atunci eu le-am spus, vedeți, mă, prostia voastră e mult mai slabă decât spiritul pocăitul ăsta, mă. Degeaba vă agitați. Nu o să-l faceți nimic. Pa, că am luat-o și eu. Că ce, dar nu m-am putut abține, știi? E, asta e viața. Înțelegi? Deci, să te ferească Dumnezeu de țăranul prost needucat, să-l pui șef la ceva.
Așa e. Păi ne-ați văzut în filmul Cel mai iubit dintre pământeni cu Dorel Vișan și cu Ștefan Iordache, când noi, educatorii... Deci acolo se vedea acea tipologie de nu știu, de țăran din ăla agresiv, de om din ăla brutal. Brutalitatea... Sau și în filmul acesta. De IMGB face ordine. Da. Da, noi muncim, nu gândim. Da, și noi am avut noroc. Ghilimele de rigoare, acest noroc, să avem parte de așa ceva. Da. Haideți să mergem și acasă, dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea din această seară. Noua Dreaptă va face un meeting la Miercurea Ciuc. Sperăm să nu fie niciun scandal pe acolo. Dacă s-a pregătit cineva de scandal, nu va avea în ei interlocutori, sper. Și sigur că da, până la urmă, așa cum spuneau și ei, nu vor decât să încerce să abată din drumul deraiat prin nu știu ce coclauri tinerimea care și-a cam pierdut busola. Din păcate, trebuie să o recunosc, că știu exact cum stau lucrurile. Nu vorbim aici la global, dar un procent semnificativ dintre cei tineri, începând culmea chiar de pe la 14-15 ani, e destul de debusolat. Sigur că ar trebui să ne ocupăm cu toții, trebuie să fim mai atenți ce se întâmplă pe la televizor, trebuie să fim mai atenți cu ce mediatizăm în mod excesiv, pentru că, într-adevăr, avem o criză de modele, avem o criză de valori, de principii și, până la urmă, fără valori și principii, ce poți închega și ce obiective îți poți propune. Așadar, ne retragem, dragi prieteni. Urăm celor de la Noua Dreaptă un meeting liniștit acolo și sigur că da, așteptăm imagini de la fața locului. O să mai vorbim despre toate aceste lucruri. Deocamdată noi ne retragem și urmează revista presei. Noi ne revedem mâine la orele 21. Majore, dezvăluiri cutremurătoare, subiecte incitante, dezbateri obiective, anchete explozive, cei mai importanți oameni ai momentului, imagini șocante, totul într-o singură emisiune. Luis Lazarus Live. Doar la Zeus TV.